Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune aici, la Realitatea Plus. Discutăm și astăzi despre cele mai importante chestiuni de pe scena publică. Desigur că ne uităm în mod special către ultimele evenimente de pe scena politică. Le dezbatem pentru aproape două ore cu doi invitați pe care sunt onorat să-i primesc în această emisiune. Îi veți vedea în câteva momente pe fiecare dintre domniile lor. Dar dați-mi voie să începem cu o chestiune extrem de controversată în aceste zile, o chestiune care a făcut multe valuri, a generat multă indignare de-a dreptul și vorbim, desigur, sunt convins că ați înțeles despre ce este vorba, despre legea defăimării, o lege la care Liviu Dragnea ține mărțiși în ciuda valului de critici primite. Este o lege a toleranței care vine în completarea ordonanței privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, nici de cum o lege care îngrădește dreptul la exprimare, spune din nou președintele PSD, la o zi după ce a devenit și ținta ironiilor pe internet pentru proiectul său. Sute de internauți l-au ironizat pe șeful PSD, chiar pe pagina lui de socializare, însă comentariile sunt șterse periodic de stafful lui Dragnea. Legea defăimării, cum e numită în spațiul public, a toleranței, cum o numește inițiatorul Liviu Dragnea, a fost subiect de discuție și la întâlnirea pe care șeful PSD a avut-o cu ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummel. Dragnea i-a explicat și diplomatului ceea ce le spune tuturor, că legea lui lasă liber la criticat politicieni și oameni de afaceri. Le-am analizat cu atenție și am eliminat orice prevedere care putea genera temeri, îndreptățite mai mult sau mai puțin, pentru că le-am eliminat fără niciun fel de ezitare, pentru că scopul acestei legi nu a fost și nu este nici pentru a limita libertatea de exprimare. Nu există nicio prevedere în lege, absolut niciuna, care să limiteze libertatea de exprimare nici în presă, nici în rețelele de socializare. Au fost eliminate inclusiv amenzile. Se face trimitere la amenzile existente, care sunt deja în vigoare acum în ordonanța 137. O să ne gândim inclusiv dacă rămân astea. S-a eliminat din categoriile grupurilor sociale apartenența politică și averea. Nu vreau să renunț la această lege. Dacă cineva crede că, pentru că am văzut și aprecieri legate de o abordare comunistă, dacă cineva crede că promovarea demnității umane este o atitudine comunistă, înseamnă că n-are niciun fel de idee de ce s-a întâmplat în comunism când demnitatea umană era călcată în picioare. Precizările vin la o zi după ce discutarea proiectului a stârnit polemici aprinse în Camera Deputaților, în special între PSD și PNL, iar dezbaterile au fost amânate. În spațiul virtual, proiectul lui Dragnea a fost taxat cu glume și parodii. Inițiativa liderului PSD prevede că orice persoană care se consideră jignită pe criterii de vârstă, apartenență sexuală, etnie, boală sau religie poate reclama în instanță și poate cere despăgubiri. De exemplu, un homosexual sau un bolnav de sida care se consideră defăimat au la dispoziție 3 ani ca să reclame dacă cineva îi jignește sau îi nedreptățește din această cauză. Reclamațiile pot fi depuse la un departament special din cadrul Consiliului pentru Combaterea Discriminării. Amenzile pot ajunge și până la 100.000 de lei. Dați-mi voi să vă prezint primul dintre invitații mei din această emisiune, domnul Sorin Manea, jurnalist de investigații. Domnule Manea, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Bine v-am găsit. Pentru că sunteți jurnalist, sunteți colegul nostru, întâi de toate vă întreb așa foarte simplu, direct și pe scurt. Cum vă uitați la legea asta pe care și-o dorește atât de mult președintele PSD, domnul Liviu Dragnea? Așa cum ne-am uitat din anii 90 încoace, latura asta social-democrată a avut tot timpul o înclinație către a băga pumnul în gura presei. Și nu mă refer aici numai la perioada asta a guvernului, cred că ajungem să-l regretăm pe Ponta până la urmă. O, Doamne! Da, din punctul ăsta de vedere, pentru că, vedeți, tendința este din ce în ce mai mult, de a lua anumite mecanisme, adică s-au făcut modificări în codul penal, după cum bine știți, anul trecut o parte a presei le-a subliniat, altă parte nu prea. Iată, nu s-a făcut tămbălău pe acest aspect privind calomnia, privind alte lucruri și iată că aleșii noștri în Parlament au prins puțin curaj și au zis hai să mai încercăm puțin, acum hai să încercăm pe asta cu defăimarea. Ei tot încearcă, pentru că asta este în primul rând apanajul unui mediu foarte slab, pentru că dacă presa era foarte puternică la ora asta, dânșii nu îndrăzneau să facă astfel de propuneri nici măcar în glumă.
Dar să mergem puțin mai departe în timp. Vă mai aduceți aminte de perioada anilor 2000-2004, când guvernul Năstase, cu precădere, pompa bani în zona asta, în media, și sufoca... În media de care avea nevoie. În aproape toată media de care avea nevoie și sufoca orice tendință de a vorbi împotriva partidului. Acum nu mai există posibilitatea aceasta, dar există anumite mecanisme care sunt doar la îndemâna Parlamentului. Cum sunt legile? Da, sunt foarte multe lucruri de spus și ne bucurăm că a ajuns și cel de-al doilea invitat, domnul Adrian Macarie, analist politic, cunoscutul analist politic. Domnule Macarie, bună ziua, mulțumesc că ați venit. Traficul întreb... din București, ca de obicei. Da, sigur. Noi dacă vii de la Brașov, ajung la timp înainte, dacă vii din București, faci mai mult decât de la Ploiești până aici. Suntem obișnuiți, se întâmplă frecvent cu invitații noștri la aceste emisiuni pe care le facem aici la Realitatea Plus, dar noi suntem pregătiți pentru orice. În fine, să trecem peste asta. Domnule Macarie, vă întreb și pe dumneavoastră, iarăși, la modul absolut neutru, foarte scurt, cum vă uitați la legea pe care o propune președintele PSD, Liviu Dragnea? Păi aș începe cu următoarea chestie. Campanie electorală. Domnul Dragnea a găsit un subiect în care este în prim plan, este vedeta numărul 1, în care toată lumea a sărit pe el. Este clar că în cei 3 ani de activitate până acum parlamentar nu prea a făcut nimic. Acum are și el o lege care aparține și care va merge până la capăt, că trebuie să demonstreze că doar este fruntaș, este liderul cel mai tare partid din România, nu? A Partidului Social Democrat și atunci va trebui să demonstreze că este unic conducător. Ce urât sună, domnule Macarie, unic conducător? Păi este unicul conducător. Sună așa ca la Fenia. Păi da, dar este unicul conducător. Este, în ultima săptămână el a schimbat totul. A schimbat tot ce mai era de la Ponta și a pus oamenii lui, nu? El face ce vrea. După cum se trezește dimineața, așa se întâmplă și cu partidul. Se întoarce la stânga sau la dreapta. Dacă vrea, face o alianță. Dacă nu vrea, peste o săptămână o face. În al doilea rând, în țara în care există o lege care de 18 luni nu are norme de aplicare și nu se poate aplica. Nu m-ar mira ca și legea aceasta de făimării să nu poată fi aplicată, pentru că nu are norme de aplicare. Corect, nu? În al treilea rând, suntem țara în care tuturor posibilităților, în care vine guvernul și dă mâine ordonanță de urgență prin care suspendă anumite articole din lege. Este iarăși o țară. Mai departe, este țara în care, dacă nu vor mușchii președintelui, legea se întoarce înapoi în Parlament, este contestată la Curtea Constituțională. Deci el știe foarte clar, domnul Dragnea, că la momentul ăsta ce face este joc politic, ca și PNL-ul. Gândiți că la momentul ăsta avem două subiecte de campanie. Îmi dați așa niște curaj când vă aud spun lucrurile avem astea. Două motive, avem în fiecare partid cu campania lui, nu? Dragnea vine cu legea defăimării, nu știm a cărui partid îl va defăima, dar cred că a PNL-ului, pentru că asta e campania. Pe partea altă vine PNL-ul care cu disperare face orice ca să arate că trebuie făcute două tururi. Deci fiecare are un subiect de campanie imediat electorală. Imediat discutăm și despre asta, de-abia aștept. Da, eu discutam acum despre faptul că fiecare are un subiect pe care ține prin planul. Adică în toată televiziunea, toată lumea vorbește numai de legea defăimării. Dar m-am spus, până o legea defăimării va intra în vigoare, ca și cu legea fumatului, se arată o legea fumatului, dar zic că la ora actuală toată lumea găsește soluții. Noi suntem niște români. Da, vor să facă acum cluburi private și acum, și dacă n-ai pereți rotunzi. Mi se pare corect. Puneți-vă mintea la contribuție pentru lucruri cu adevărat folositoare pentru țara asta. Ce se întâmplă? Haideți să discutăm și aici ce se întâmplă. Păi cei care proprietarii de baruri, de cafenele, vă dați seama că în momentul în care nu va mai fi nu se mai fuma în barul sau în cafenele, sau seara o să mergeți la discotecă și o să vedeți că este aerul prea curat, o să vedeți că este prea curat, nu din cauza că nu se fumează, din cauza că e gol. Și atunci ajungi la cașcaval. Orice problemă care ajunge la cașcavalul celui care are patronul de restaurant, de bar sau ăsta, îl face să fie foarte inventiv. Corect, nu? Că aici este vorba de inventata românilor care au cuțitul la os și spunea să vedem ce am putea face. Și atunci au găsit soluția. Așa e și în țara asta. Încă conducătorii de aici nu au ajuns cu cuțitul la os. Că dacă ar avea doar pentru a vă completa cu ce spune producătorul nostru apropo de această lege împotriva fumatului, că englezii nu au luat asemenea măsuri, dar eu l-aș completa și eu pe producătorul nostru și aș spune că englezii nu au făcut lucrurile astea nu pentru că nu s-au priceput, sau suedezii, ci pentru că au avut bun simț și un grad mai mare de civilizație și ies în fața restaurantului să fumeze. Acum, dar la noi nu se poate. N-a să faceți o comparație, știți cum e. Sigur că să comparăm românii cu englezii. Faci o comparație cu cei cu care îți dorești să semeni, cu nivelul la care ne dorim să ajungem, nu? Așa aș compara englezii cu Hong Kong, cu cei care trăiesc în Hong Kong. În Hong Kong de 10 ani nu se mai fumează în restaurante, ci la colțul străzilor sunt coșuri de gunoi deasupra locul de fumat și acolo stau și fumează. Da, au și scrumiere cu nisip, că am văzut.
în Austria. Se pare corect. Și spune tot. Acolo sunt necivilizați. Nu, acolo nu sunt necivilizați. Noi suntem cei civilizați care găsim soluții și știm să aruncăm chiștoacele, să călcăm pe ele. Că dacă sunt pe stradă, nicio problemă. Dacă arunci guma amestecată pe jos, nicio problemă. Dacă deschizi geamul la mașină și arunci mizeria, că de ce să mai te oprești undeva să scutul ăsta? Bine, deschizi geamul, că are cineva după aia, dai de lucru. Da? Vedeți? Aici este marea problemă. Că... Și revin la ideea pe care o spuneam. Dacă mult iubiții noștri conducători le-ar ajunge cuțitul la os, ar găsi soluții pentru că această țară să meargă înainte. Adică, știți cum e, țara se arde și baba se piaptă. Cam așa e și cu legea de făimării. Nu? Corect. Exact aici vreau să ajungem. Îl auzeam pe domnul Liviu Dragnea ieri alaltăieri, aducând ca argument faptul că și în Statele Unite se dorește o lege de genul acesta și că ar fi minunat ca România să fie prima țară din lume care să aibă o lege ca asta, legea împotriva defăimării, dar sper să am ocazia să ajung față în față cu domnul Dragnea și să-l întreb printre altele, dar domnule Dragnea, nu ar fi minunat ca România să aibă, să fie prima țară care să aibă o lege excepțională privind sistemul de pensii sau o lege excepțională privind sistemul de salarizare a bugetarilor? Astea sunt prioritățile? Că spuneați că e campanie electorală. Păi, dacă vrei să faci campanie electorală și te gândești la o strategie, poate bine să te gândești la lucrurile acestea care sunt cu adevărat utile cetățenilor și cu asta să iei puncte, domnule Manea. Poate gândesc greșit, dumneavoastră cum vedeți chestiunea asta? E o discuție și aici cu ce face domnul Dragnea în momentul de față, pentru că, așa cum a spus și domnul Macarie, el este prins oarecum în acest joc al schimbării, schimbări la nivel politic, schimbări la nivel legislativ prin modificarea modului în care se organizează alegerile. El este prins oarecum într-o perioadă de schimbare și câștigă timp folosind astfel de subiecte. Pe de altă parte, câștigă timp pentru a-și lansa candidați, unii dintre ei, pentru că nimeni nu se uită în teritoriu, apar în presa locală unii dintre ei foarte controversați. Și ei câștigă în modul ăsta timp. Pe de altă parte, aș fi vrut să fac o paranteză la chestiunea asta cu legea fumatului, dar nefiind prezent în studiourile de televiziune, am avut ocazia să vorbesc. Mărturisesc, nu sunt fumător, dar am observat că nu există o preocupare față de modul de autorizare a barurilor și a altor lucruri care vând alcool în preajma unităților de învățământ. Și am observat că sunt foarte mulți tineri care consumă alcool și foarte mult alcool, adică și înainte și după cursuri și există cazuri curaj, reclamate. Și nu văd o preocupare legat de autorizare și de control în acest domeniu, care mi se pare până la urmă la fel de grav, pentru că e vorba de noile generații. În schimb, păi cine să facă legi de genul acesta? Parlamentul? Da, nu știu, legi există, dar nu sunt puse în aplicare. La fel se va întâmpla, aici vreau să ajung, la fel se va întâmpla și la această chestiune care face înconjurul lumii acum cu fumatul în România și aceste idei. Dacă și asta cu fumatul va fi la fel doar o dezbatere și fiecare se va chinui acum să gestioneze doar la nivel declarativ această situație, e tot degeaba. Adică nu vă faceți griji. Se poate fuma în continuare oricum și oriunde, pentru că oricum nu există instituții care să supravegheze aceste lucruri. Da. Domnule Macarie, e o greșeală de campanie ce face domnul Dragnea cu legea asta de defăimării? Nu. Nu? Nu. Este un lucru foarte bun. Apropo de ce spuneam puțin mai vreme, păi, da, ocupați-vă de legile cu adevărat necesare pentru oameni. În sensul ăsta vă întreb. Acum, iertare că vă spun, dar în ce țară trăiți? Uitați-l acolo, pe domnul Dragnea, care pe mușchii lui se vede foarte clar că scrie acolo așa. Sigur, să no spunem smoking. Că astea sunt niște asta parodii. Scrie, da, astea scrie, sunt niște da, parodii. Scrie no smoking. Da? No smoking pentru că te defăimăți. Vă dați seama ce amendă am luat acum pe noua lege pentru asemenea lucruri? Păi dacă scrieți depresie acolo, cum să nu luați amendă? S-ar putea să luați de la CNA. Care unii ajung în depresie. Ajung da, foarte și de la CNA depresie. Și acționare în instanță. Deci trebuie să înțelegem că suntem într-un an electoral în care stânga nu știe ce face dreapta, nu discutăm de partidă, dar vedeți cum e. Fiecare vrea să scoată castane din foc cum în altuia. Așa cum se mai spunea și la noastră, în acest an electoral în care cele două mari formațiuni care se bat între ele pentru, nu, fără număr, pentru că așa se pune problema, fără număr la unii, la PSD-ul, dincolo se pune problema Bucureștiului, pentru că miza cea mai mare a alegerilor în două tururi, dacă când vreți să discutăm, ajungem la subiectul ăsta, pentru că e foarte interesant și o să spun niște lucruri interesante, suntem tot la legea defăimării. Eu am impresia că în legea asta a defăimării nu sunt înțelese foarte bine noțiunile. Ați înțeles și că legea asta are un pic un caracter rasial, da? Deci are un caracter rasial. Este o lege care dă niște putere unora să-ți bage pumnul în gură.
Pentru că defăimare, dacă îi spun că și mustața noastră nu este bine tunsă stânga-dreapta, nu? Da, vă mulțumesc, am să fiu mai atent. Nu, este tunsă, dădeam ca iertare. Sigur, sigur, nicio problemă, glumesc. Da. Nu, dar vă dăsc că e defăimare. Când, da? Pe cine ați defăimat, pe dumneavoastră sau pe mine? Eu am zis că n-aveți mustață și mai răspund că să fiți mai atent, deci m-ați defăimat pe mine, nu? Că eu n-am fost atent să mă uit la dumneavoastră cum se zice. Se poate interpreta cum vrei. Asta oricum, sigur că... Oricum se poate interpreta. Problema este cine sunt cei care vor veni să aplice aceste amenzi. Instanța, în ce bază și pe baza căror norme, pentru că v-am spus, o lege ca să intre în funcțiune, mai are un traseu foarte lung. Aia trebuie să ajungă la președinte, care poate să o promulge sau să nu o promulge. După care... Legea asta poate fi atacată la Curtea Constituțională cum se atacă la noi, după care trebuie norme de aplicare a legii. După care vine guvernul și spune, știți, e an electoral. Și mai o chestie, în toamnă se schimbă Parlamentul, da? În decembrie, când va intra nou Parlamentul în funcțiune, s-ar putea să vină niște amendamente la legea defăimării, care să rămână fără obiect. Să spun așa, se modifică în punctele esențiale. Deci dacă se modifică două articole de acolo sau îi scoți amenzi, o să rămână o lege fără valoare. Noi avem foarte multe cam legi în România. Da, cam multe alte. Avem niște legi foarte bune. Problema este că v-am spus, e legea asta a arestului, care astăzi am rămas uimit când am auzit în care cum se face închisoarea, da, în care sunt niște drepturi prevăzute și care de 18 luni nu are norme de aplicare. Păi în ce stat? Numai, deci cred că nici în Zimbabwe sau în Bambabou nu au așa ceva să nu fie norme de aplicare, da? Deci tu de 18 luni să nu ai o normă de aplicare. Păi atunci, pentru ce avem, de ce dăm legi foarte bune? Deci Parlamentul ce rol are? De măturători de stradă? Poate schimbăm acolo. Ce măturători de stradă și facem parlamentar? De cafele și bârfe pe holurile Palatului Parlamentului. Dar să știți că și clasa politică este foarte slabă în momentul de față. De la subiecte care se dezbăteau înainte în precampanie, ei au jefuit statul, acuze pe chestiuni, adică pe guvernarea celorlalți. La ce am ajuns? Adică eu mă crucesc pentru că am făcut și eu investigații vreo 15 ani. Și am rulat tot felul de informații, adică în fiecare precampanie veneau unii și scoteau în față subiecte, ei au furat de la Avas, fabrica cu tăric a fost tăiată, ei au dat pe degeaba la ruși combinate, ei au făcut, adică niște lucruri, ei au furat fonduri europene, nimic, nimic, toate sunt bune și frumoase, toată precampania lor se rezumă la două lucruri, defăimarea și stați că ne simțim faultați și jigniți că atunci când s-a votat alegerea primarilor dintr-un singur tur, noi visam, noi ne gândeam la când o să dea drumul la apă caldă, Radetul. Păi nu știți de ce adică se întâmplă. La modul ăsta a ajuns o precampanie. Este jignitor pentru întreaga clasă politică și pentru oamenii care se vor prezenta din nou la vot, că nu înțeleg nimic. Care sunt și care sunt alții? Pentru că, pe la urmă, sunt o apă de ploaie. Nu mai există lideri cu identitate. Da. Nici Dragnea nu are identitate, că nu vine să arată nimic despre ceilalți. De ce suntem noi mai buni decât ceilalți? Cu ce? Pentru că e condamnat. Așa. Nu l-aud nici pe, domnul Blaga, nici pe doamna Gorghiu, nici pe alte voci care sunt în PNL, care ar trebui să fie opoziția, da? Să vină să spună ăștia sunt așa și așa și așa și așa, nu-i mai votați și trebuie să ne alegeți pe noi pentru că avem următorul proiect. Nimic. Absolut nimic. Cine mai face în momentul de față așa o poziție oarecum palidă, este doar domnul Băsescu, care și dânsul o face într-o anumite limite, pentru că se știe prins la mijloc în foarte multe lucruri. Deci la asta se raportează în momentul de față clasa politică din România. Din punct de vedere mediatic, ăstea sunt subiecte de precampanie? Nu, penibil. Din punct de vedere politic, ăstea sunt legi care să le treci prin Parlamentul României? Nu, este un derizoriu total. Asta e preocupare. Înțelegeți? Atunci ce să creadă omul de rând dacă preocuparea dânșilor este legată de defăimare, de fumat, de vicii, de chestii, de bârfe, de discuții? Înseamnă că este Parlamentul cancan. Nu mai avem un Parlament care e preocupat de creștere economică, preocupat de stabilitate, preocupat de ce se întâmplă geopolitic, preocupat de cum să aducem fonduri europene. Nu, avem un parlament preocupat de ceea ce apare în ziare de cancan și cum putem noi să drenăm aceste subiecte astfel încât să ne creăm anumite avantaje. Da, cred că aici... nu pot să completez trei lucruri. Și să spun o dată de ce a apărut acest subiect al PNL-ului cu alegeri în două tururi și de ce când s-a votat cu un singur tur au fost de acord. Nu prea s-a întrebat lumea de ce avem chestia asta. Păi vă dau eu răspunsul. La vremea respectivă, primarul general al capitalei n-avea nicio problemă. Ieșea din primul tur cu 80%, da? Și atunci cei de la PNL au zis, bă, dacă tot în capitală tot este Oprescu din primul tur, n-are sens. Las că luăm în altă parte. Mai ne luăm sectoarele pe care le avem, gândim noi la sectoare, nu se gândeau la primăria capitalei. În momentul în care a fost arestat și a fost dus la Beciu Domnesc și s-a creat această posibilitate să fie câștigată și bătălia pentru capitală, au început să-și pună problema. Oare cum putem câștiga capitala? Și atunci și-au dat seama că într-un singur tur
nu vor putea câștiga și că au foarte multe sectoare pe care le pierd pentru că n-au oameni pregătiți, n-au oameni pregătiți și n-au subiecte de campanie. Și atunci au venit cu acest subiect, pentru că bătălia imensă este cu două tururi pentru București. Înainte și-au făcut calcul și-au spus, bă, cum e România? Câți primari sunt? X. Păi eu am X pe 2, tu ai X pe 2, cam așa. Mai lăsăm acolo și la cealaltă partidă fărmituile. Să nu zic că și ei că n-au luat, că sunt băieți buni, da? Și mai negociem cu ei. Dar în momentul în care a venit primăria capitalei liberă, a început acest interes. Mai departe. Se discută pe piață și văd că se întâmplă, ați văzut la un moment dat, s-a dat acel semnal că Alina Gheorghiu este gravidă și că va pleca, că se lasă de meserie și că vine alții. Acum s-a răzgândit. Noi avem foarte mult răzgândaci. Acum spune că nu, domnule, eu muncesc mai mult decât bărbații, da? În PNL-ul există deja două tabere. Poate naște și vine imediat la serviciu ca doamna Andreea Paul. Păi nici nu naște, încă lucrează, încă la naștere va lucra. Va țipa foarte mult că tot n-au ieșit alegerile cum trebuie. Mai departe, în PNL-ul deja se pregătește o mare schismă. Știți cum e? Că noroc asta se întâlnesc ăștia în Cuba, papa și cu patriarhul Chiril. Și încearcă și ei de la omii așa. Dar în PNL-ul se rupe, pregătește o mare schismă. De ce? Pentru că PDL-ul este foarte supărat, pentru că nu poate să se tapeze și să arate câți oameni buni au. Adevărul e că PDL-ul are cei mai buni oameni, da? Peneliștii sunt supărați că nu mai ocupă posturi și n-au astea și atunci la momentul ăsta există posibilitatea ca după alegeri domnul Blaga să-și ia bagaje, să plece cu arme și muniții și cu oameni în altă parte. La Traian Băsescu, știți cum e? Iubirea de prima dată nu se uită niciodată. A dus acolo și la americani. La 90 ceva de ani și-au găsit iubirea din ăsta. Și așa și la noi. E mai greu până găsesc cu internetul, cu totul, știți? Subiecte care sunt la modă. Deci aici este problema. Configurarea clasei politice după alegeri. În prima fază, alegerile astea locale nu prea interesează prea mult. De ce? Pentru că amândoi și arată mușchi. Și PNL-ul și PSD-ul. Problema este în PNL-ul dacă se face ruptura sau nu se face ruptura până la alegerile parlamentare, în PSD-ul nu are ce să rupă. Că Dragnea ce a zis? Bă, băieți, ia să ne uităm noi pe partea dreaptă, pe partea stângă, da? Pe cine am avea noi acolo? Am avea pe centru ALDE, care va rupe de la PNL-ul. Îi luăm lângă noi și le spunem, băi, în toamnă vă dăm niște locuri, că și așa nu aveți altfel pozitate. A luat și un EPR-ul pe care i-a păcălit și atunci așa crea liniște și pace, da? La momentul ăsta PSD-ul nu are ce să piardă. Deci Dragnea, sub imboldul ăsta legii de făimării, a lucrat foarte bine în spate, i-a dus pe cei doi în bancă, i-a semnat, prima dată ați văzut cum a făcut, a arătat cățelușul, pisica neagră, a arătat pisica neagră lui domnul președinte Călin Popescu Tăicianu și a spus, vezi că s-ar putea să te schimbăm. La care Tăicianu a spus, excelență, fac ce vreți voi, dar să mai rămân pe Tăicianu, că dacă nu rămân după aia, ce fac cu ALDE? Că ALDE din doi, nu? ALDE Tăicianu. E ALDE ca noi, ALDE ca noi, știți? Dacă îmi permiteți. Da. Și pentru asta aș lua amendă pe legea de făimării cu ALDE Tăricianu. Da. Da. Și acolo. Și atunci, vedeți că lucrurile astea s-au negociat foarte bine. Pe partea asta cu PNL-ul, aici sunt pe partea dreaptă foarte multe rupturi. Și atunci lucrurile sunt foarte neclare. Nu vă descălă la actual, nu știm cine candidează. Spuneți-mi și mie în București cine candidează. Avem tot felul de variante, da? Eu cred că o zi înainte de alegeri sau în ziua în care se depun candidaturile în aprilie, atunci pe 26-27 aprilie, când se depun ultima dată, vom afla cine sunt candidații. Deci munca asta care o faci înainte, cu precampanie, în care să-ți pregătești, azi nu știu cu cine te bați. Pentru cine te bați? V-ați mai auzit pe cineva să vină să facă profilul candidatului ideal? Nu, de ce? Pentru că nu știu cine candidează. Auzim primar care încep să plângă că le-a portat al doilea și al treia dosar penal, că ei nu mai știu să facă altceva în viață. Ce, băi, eu m-am născut primar, cum adică să nu mai fiu primar? Păi tot să fiu până la moarte. Și când mă scoate, dacă nu știu să fac altceva, vă dați seama că trebuie să fie primar. Ca primar o duc bine, pentru că ca primar și îmbogățesc ca veile. Uitați-vă, orice primar care a fost în funcție, ce vrea să fie primar. Pentru că îi cade. Mai vine DNA-ul și mai scrie cărți despre cum se face administrația. Nu, este mai în pușcărie. Păi ăsta le scriu mai în spate, doar la Beciul Domnule să scriu cărțile. Eu asta am mai atras atenția. Oameni buni. Și le-am spus oamenilor direct, domnule, că am mai sunat câte unii să mă înjure. Domnule, nu mă înjura. Hai să-ți propun următorul lucru. Natalia ai experiență în administrație, 15 ani, da? Cât am eu de jurnalist de investigații? Zic, domnule, eu pot să scriu atâtea lucruri și le scriu, doar că eu le scriu în articole rupte, așa că în fiecare zi câte 2, 3, 4, câte pot, câte îmi permite timpul. Sau câte idei am, câte inspirație. De ce nu faci, Natalia, același lucru? După 15 ani de activitate în administrație, de ce nu începi să scrii memoriile acum, înainte să te lege? Trebuie să le scrii după aia? Că toți sunteți scriitori, dar culmea, atunci când sunteți acasă, nu sunteți nici cititori, nici scriitori. Vă ocupați numai cu din astea. Scrie-le acum, hai, înainte să te lege. Dar aș mai vrea să fac o paranteză legată de chestiunea asta cu politica, cu precampania și cu PNL-ul. Este o chestiune care este oarecum deranjantă și nu înțeleg, adică e clar că nu s-a sudat încă PNL-ul acesta format din PDL, din fracțiuni, din PLD, din ce a rămas, din ce au mai venit, că au venit și la ei câțiva de la USL, așa pe ușa de din dos. Se întâmplă un fenomen ciudat. În general, înainte, nu se prea
permitea ca o organizație, da, să-și bage nasul, sau un lider unei organizații să-și bage nasul într-o altă organizație. Acum văd că acest lucru este la ordinea zilei și în special în PNL. Vă spun de ce. Vine Ilie Bolojan, da, de la Oradea, și vorbește despre cine ar trebui să fie la capitală. Vine mai nu știu care de la Suceava să-și dea cu părere cam cine ar trebui să fie candidatul de la capitală. Și tot așa o chestiune de genul ăsta. Ca și cum, da, s-a dus cineva din capitală vreodată în comunitatea dumnealor să le stabilească lista de consilieri locali și cine mai cine trebuie să fie candidat la primărie. Deci lucrurile astea sunt din punct de vedere politic aberante, pentru că organizațiile locale trebuie să fie motivate, da, și să-și promoveze oamenii dintre cei, să știe cine-i locomotiva. Ei ar trebui să știe cine-i locomotiva. Ori în momentul de față, cred că PNL-ul duce lipsă de autoritate. Nu are o autoritate. Domnul Vasile Blaga văd că este puțin cam timurat. Nu știu dacă e cu dosarul Microsoft, dacă cu alte dosare, dacă cu cel amenințat Elena Udrea sau alții. Sau cu plecarea din PNL-ul. Sau cu plecarea din PNL-ul, nu știu, dar este absent. El este un foarte, foarte bun organizator. Drept dovadă că PDL-ul, chiar și rupt de la revedere PDL, cum a zis Traian Băsescu, și de oamenii pe care i-a tras Traian Băsescu, cu toate lucrurile astea, Vasile Blaga a știut să-și organizeze partidul, iar structurile s-au comportat exemplar în teritoriu. Și s-a văzut pe vot. Vot luat pe fiecare localitate în parte. PNL-ul, pe de altă parte, dacă nu era... avea un val de simpatie, dar dacă nu era cu structurile și cu organizarea, inclusiv pe secții și pe disciplina PSD-ului, nu știu dacă făcea atât de multe lucruri pe cât a făcut împreună cu USL-ul. De asta zic, PNL-ul fără PDL ca și organizare în momentul de față, cred că va avea foarte mult de suferit. Cred că va suferi o cădere, de nu se va mai ridica iar în lumină de acum încolo. Revenind la această lege a defemării, și pentru că spuneați la un moment dat că există sau nu politicieni, scriitori din coace sau după gratii, domnul Liviu Dragnea nu scrie. Încă. Scrie uneori pe Facebook. Încă. Nu mă refeream la situațiile acelea de Doamne Ferește. Mă refer la faptul că nu scrie pe Facebook, ci doar șterge. Șterge comentariile critice legate de chestiunea despre care discutăm. Ei, asta nu face decât să își atragă, cred eu, și mai multe critici din partea celor care utilizează internetul. Iată, la o zi după ce legea defăimării sociale a făcut vâlvă în spațiul public, Liviu Dragnea și propunerea sa au devenit ținta glumelor internauților. Teleormanul e un județ înapoiat plin de săraci care trăiesc exclusiv din ulei și făină electorale, potrivit unui site de satiră. O astfel de expresie ar putea fi sancționată dacă legea va fi adoptată. Reacțiile nu s-au oprit aici. Jurnaliștii de la Times New Roman au ironizat legea defăimării, din cauza căreia orice critic ar putea fi sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Legea lui Liviu Dragnea a strânit reacții și în Coreea de Nord. Kim Jong-un a dispus executarea mai multor parlamentari nord-coreeni, iritat că niciunul dintre ei n-a avut ideea unei astfel de legi. Ba, liderul nord-corean și-a lăsat mustață și și-a grizonat părul, ca să semene cât mai bine cu noul său idol Liviu Dragnea, scriu ziariștii. Alt jurnalist, altă ironie la adresa proiectului. Senatul a adoptat privind defăimarea socială. În esență, ea prevede că atunci când scrieți și vorbiți despre anumiți politicieni, să nu-i mai numiți giboni albanezi, ci să-i numiți neutru în funcție de statutul lor juridic. Inculpați penal, condamnați, arestați, cercetați. Nimic complicat, trebuie doar puțină atenție. Scrie kamikaze.ro. Și biografia lui Liviu Dragnea de pe Wikipedia a fost ținta internauților care l-au numit panseluță ofensată sau comunist. Nici laudele nu au lipsit, dar tot în sens ironic, șeful PSD fiind numit frumos și deștept. Glumele pe seama lui Dragnea au fost îndepărtate însă la scurt timp. Artistul plastic Dan Periovski a interpretat în stil propriu legea inițiată de Dragnea. Libertatea de expresie a fost schimbată în libertate de presie, iar defăimarea în defăimică. Potrivit proiectului de lege, cei care calomniază în spațiul public, inclusiv în presă și pe internet, ar putea primi amenzi între 1.000 și 100.000 de lei. Acum nu pot să nu mi-amintesc că mi s-a părut absolut genială. Sigur, sunt geniale lucrurile pe care le publică acum Times New Roman, Cațavenci, Kamikaze. Simt așa un soi de, cum să-i spun... Oamenii ăștia absolut talentați, parcă își doresc să ia, exact, descătușare, să ia viteză. Dacă, Doamne ferește, legea asta intră în vigoare și nu mai apucă să mai scrie ce scriu acum, măcar să scrie acum tot ce simt nevoia. Vedeam și o parodie făcută după un jurnal al televiziunii nord-coreene cu celebra lor crainică,
care anunță entuziasmată lucruri legate de Kim Jong-un. Era o parodie, sigur, ținea doar de subtitrare, cum că liderul nord-corean era satisfăcut și încântat de legea defăimării a lui Dragnea-san. Vă rog, domnule Ați Mane, văzut, dacă circula o parodie la un moment dat când a apărut casa lui Liviu Dragnea, adică nu știu dacă asta e defăimare să vorbești despre casa și despre conacul lui Liviu Dragnea într-un județ foarte sărac. Și era o parodie la un moment dat legat de casa lui, care e o realitate, nu e o parodie. Sigur. Și arată ca în Dallas. Așa, arată ca în Dallas și întrebarea era în felul următor. La materie, la geografie, cu cine se învecinează Liviu Dragnea? Cine sunt vecinii lui Liviu Dragnea? Și răspunsurile era A, județul Olt, B, județul nu știu care, deci erau numai județele cu care se învecinează Teleorman. Deci da. Vă dați seama, pentru că atât de bun simț și de încât și-a făcut un conac din salariul lui de politician. Da, că din mici economii, din renunțări, probabil. Da, bine, Liviu Dragnea este doar un om. Iar din meditații. Noi, ca și oameni mai maturi și mai cunoscători, nu dezbatem un om, că e penibil. Acum, dacă noi discutăm despre lucruri care se întâmplă în România, despre un concurs de idei și vreau să vă spun, asta am subliniat și înainte și asta e concluzia mea. Oamenii ăștia chiar nu au idei. N-au idei despre ce se întâmplă în România, n-au idei despre ce se întâmplă în afara României și din acest motiv vin cu toate mizerile astea. Că n-au nici simțul măsurii, n-au nici bunul simț. Luați un singur lucru. Eu mă uitam că mi-a atras cineva atenția. Întâmplarea face că omul este chiar angajat la Parlament. Și îmi spune, Sorin, fii atent, ia și citește lucrul ăsta, este senzațional. Nu dau nume acum de parlamentari. Niște parlamentari care au cheltuit, sunt acolo de conturile, cu câți bani au cheltuit anul trecut în anumite deplasări. Și niște parlamentari au fost plecați la o delegație în care au cheltuit vreo 50.000 de euro. Pe o plecare așa câteva zile. Uite așa. Ce era acolo? Era un raport de activitate. Era exact prezentarea conferinței care se găsește pe site-ul unde s-a organizat conferința. Cât ar fi muncit asistenții săraci? Cât au muncit să traducă cu Google Translate, că era tradus și greșit. Este exact prezentarea conferinței, exact luată de acolo cu copy-paste și transpusă cu copy-paste, doar că a fost tradusă și dat raport. Asta se întâmplă, ăsta e Parlamentul României. Și noi trebuie să avem respect, să ne uităm ca la niște oameni, ca la niște zei. Nu, asta se întâmplă doar în teritoriu, iar vina noastră este că nu atragem atenția asupra acestor lucruri. Din lipsă de timp, din lipsă de... că nu interesează pe nimeni, hai să fim serioși, că nu generează nici mare lucru în trafic sau în audiență dacă stai să dezbați un parlamentar sau doi sau trei sau cinci. Din păcate, ei duc lipsă de idei și noi, la rândul nostru, intrăm în jocul lor de a discuta despre ei și nu despre prostiile pe care le fac și ceea ce ar trebui să facă. Aici mai e o cauză. O cauză care deja a devenit cu tradiție, s-a înrădăcinat în istoria noastră post-decembristă și anume că în Parlamentul României, chiar dacă am încercat să aducem și prin vot individual și când a fost cu SL-ul, v-am spus și dacă o găină puneam pe lista, SL-ul ieșea deputată sau senatoare, da? Găina fiind de sexul feminin, nu? Nu vorbim de cocoși. Problema este următoarea. Cu oamenii ăștia care ajung în Parlamentul României sunt niște oameni fără să aibă simțul responsabilității. De ce nu au simțul responsabilității? Pentru că ei votează în funcție de ce le spune liderul de grup. Gândiți-vă, Parlamentul înainte nu vota fiecare ridicând mai mâna și toate discuții se făceau în comisii, ci se făceau în plenul Senatului. Orice camerei de deputaților. Nu știu ce votează. Orice articol era discutat legile. În timp. Corect, nu. Dar orice articol era discutat, dezbătut, când se lua o decizie, da? La momentul ăsta, aici a găsit și presa la un moment dat. Presa a încurajat votul de partid. Ce este o mare greșeală. Adică, până la urmă, deputatul ala senatorul are dreptul să voteze ce spun alegătorii lui. Nu ceea ce spune președinta sau președinte de partid. În cazul ce scandal mare, că se votează cu biel la vedere. Presa la momentul ăla trebuia să atace. Au furat și bilele. Nu, dar trebuia să atace la momentul respectiv acei parlamentari să spună, domne, asta înseamnă dictatură. Deci tu, ca președinte de partid, ai ajuns să dictezi ce să facă în partid. Și așa au ajuns 3-4 indivizi și individe, că atât avem, nu avem mai mult. Dacă îi numărați, haideți să numărăm pe degete. Avem un Dragnea, da? Înainte era un președinte de PNL, acum avem 2 vicepreședinți, de fapt 3. Mai avem un NPR-ul, da? Un Aldeș. Minorități, 7, iertare-mă, și unul demerist, tu demerist, unul neperist, cam pe acolo sunt amândoi, da? Sunt dictatori. Cei 7 oameni fac ce vor.
Dacă ești dau mâna din cei 7, când se întâlnesc, patru spune, băi, votăm asta, toată lumea votează și trece. De-aia discutăm de legea defăimării. Pentru că oamenii ăștia au pumnul în gură. Mai ales în 2016, în care, datorită reducerii Parlamentului, mulți dintre ei nu se vor mai regăsi pe aceste liste electorale și atunci încearcă și ei la șeful. Știi, șeful, hai să te păriem, că ești un pic murdar pe umăr, îmi cer scuze, s-a căzut un fir de păr, o să-ți-l dau înapoi, să-l pui la cutie. Adică, de ce? Sunt pupi încuriși care vor să se regăsească pe listă și atunci ar face orice, absolut orice, numai ca să fie pe listă, nu să se regăsească știi în toamnă. Ce, știi ce amendă grasă luam pentru cuvântul folosit mai devreme, domnule Macarie, dacă intra legea defăimării și ieri, să spunem? Păi da, dar eram cu același cuvânt, spuneam acum că noi singuri ne defăimam. Eu spuneam, domnule, eu ca și candidat la Parlamentul României, înseamnă că sunt un popin curist. Deci nu pot să mai candidez la Parlamentul României. Adică știu să-mi fac și autocritica bine. Dar asta este problema. Problema este că oamenii aceștia nu au coloană vertebrală. Și atunci când votul corect, nu? 7 oameni, mai bine să înțeleg. Nu au coloană vertebrală, au coloană oficială. Nu, dar eu mă gândeam acum că cei 7 oameni trebuie să se adune întotdeauna să spună, băi, să dăm legea asta. Că suntem 7. Hai din noi 4-7. 4 votăm pentru. 3 votați împotrivă. Stau cum vedem unanimitate. Și le spun la ăștia, băi, stați acasă, nu avem nevoie de... chiar nu mai avem nevoie de parlament în situația asta, avem nevoie de un președinte. Cei 7 lideri, poate aducem parlament, spunem, domnule, facem 9, mai lăsăm încă 2 formațiuni să apară ca să fie democrație și 10 oameni conduc România. Și mai nevoie, corect, nu? Mai nevoie de parlament, mai nimic. În casa se întâmplă acum. Din păcate nu e doar despre nevertebrate. Da, dacă era doar despre nevertebrate și despre asta, era în regulă, mai puteam vedea, ok, este un om slab, nu-l mai votați și mai departe. Problema mai gravă pe care o știm cu toții și ne teamă de multe ori să o spunem, dar o spunem acum cu toate riscurile, eu pot să o și dovedesc, este că mulți dintre parlamentari au la mâna lor alți oameni, oameni pe care i-au propulsat. În calitate de parlamentar, eu propun pe X la agenția nu știu care. Ăla ajunge director acolo. La rândul lui, ăla pune o grămadă de oameni. Ăla are demisie în alb. În momentul în care ăla a călcat strâmb sau parlamentarul care l-a propus a călcat strâmb, ce credeți că se întâmplă cu omul propus de la agenția sau la societatea de stat sau la orice alt loc în care se împarte putere și bani? Ce credeți că se întâmplă? Automat ăla va pica de la conducerea acelei instituții. Așa au ajuns șefi, da? Anumiți oameni la CNADNR, așa au ajuns șefi la anumite agenții care învârt foarte mulți bani în România și uitați, așa se propagă acel sistem până jos. Și până la urmă este vorba de bani. Deci aceste nevertebrate nu sunt ele atât de necunoscătoare și dezinteresate. Aceste nevertebrate sunt foarte interesate să rămână în linia partidului pentru că știu că atâta timp cât rămân în linia partidului, curge, uite așa, direct, frumos, în pușculița lor, da? În județul lor, în organizarea structurilor lor, curge influență și bani. Și atâta timp cât ei au influență și bani, nu le mai trebuie absolut nimic. Nu le trebuie nici coloană vertebrală, nu le trebuie nici mult mai multe voturi decât pot să aducă oamenii pe care i-au propulsat ei, pentru că atâta timp cât a rămas prezența la vot de 20-30%, ei nu au nicio problemă, că știu că dacă și-au pus în funcții 30 de oameni și a 30 de oameni au de concentratele din județul respectiv, acoperă câteva mii de oameni, ei au votul, baza de vot asigurată. Cu membrii și cu acești oameni au baza de vot asigurată și sunt fericiți. Care e răspunsul nostru al societății la chestiunea asta? Prezența la vot. Pentru că atunci când într-un județ cu 400 de mii, cu 500 de mii de locuitori, prezența la vot crește spre 50, 60, 70% și compensează cu județele acestea, unde prezența este constantă, județele din sud, atunci e un mare pericol pentru ei. Dar cât timp prezența la vot este foarte mică, ei își vor face jocurile în permanent, da? Și putem să vorbim în continuare, indiferent că sunt 300, 1000 sau câți parlamentari sunt, despre nevertebrate. Cred că aici trebuie jonglat puțin și cu legea, dar legile tot ei le fac. Da, aici trebuie jonglat puțin astfel încât propunerile pentru acești directori, da? Și pentru aceste societăți subordonate anumitor ministere, să fie făcute puțin altfel. Vă rog. Erau două chestii care merită reliefate la momentul ăsta. Mai avem câteva minute, da, din această prima parte. Minute. Primul a discutat de faptul că suntem deja în 2016 și noi n-am reușit să demarăm programul european și să luăm finanțele europene care a început de 2 ani de zile, mai avem un pic până în 2020, știți? Nici mai e, mâine pâine se termină. Iar nu luăm banii ca fraierii. Și a doua chestie, mă uitam cu o știre, cum, de exemplu, a făcut-o actualul prim-ministru, care spune, domnule, în anul acest an vom aloca 1 miliard de euro, să vedem unde se găsesc, pentru incluziune socială.
Și adică să creăm ceva. Au mai alocat unii și acum dau cu creionul pe la DNA. I-ați văzut ieri. Acum știți cum e. Ideea este în sine bună, pentru că ideea asta ar fi trebuit să prindă, să o vedem și în Parlament discutată, să spunem, domnule, ce facem pentru reducerea sărăciei? Pentru, nu? Că păi cum care care... guvernul, program antisărăcie? Vine da, dar acum vrea să bage un miliard de anul ăsta și la 8 miliarde, care, milioane de locuitori pe care avem noi sub pragul sărăciei, că suntem cel mai bine în Europa. Noi suntem pe primul loc aici, da? Este o măsură bună în care acum ar fi trebuit să fie o dezbatere în zilele astea la televizor sau să vedem că de la PSD-ul, de la PNL-ul, știți ce mă miră? Că este an electoral. Eu mă mir că de fraie sunt unii. Păi în momentul ăsta, dacă eram cei care conduceam campania, să ziceam la televizor, spuneam, domnule, bună propunerea domnului prim-ministru să luăm $1 miliard de euro. Dar cred că trebuie să băgăm 2 miliarde, domnilor. Da, vrem să facem. Uite, în următorii 4 ani de zile ajungem la 20 de miliarde. Da, fiecare locuitor să primească. Nu mai au nici măcar demagogi, nu mai au. Da, nu mai au nici... Asta spuneam. Dar să spună, domnule, până în 2020 vă garantez eu că fiecare cetățean așa, cel așa, primește $1 milion sau 100 de mii de euro ca să crească, să aibă nivel de trai. Dar măcar o propunere demagogică, corect, demagogică, dar prindea bine că toată lumea știe că în campanie electorală toți îi mâini frumos. Da. Și așteaptă pe aia care dar nu vedeți nimic, nicio dezbatere. Iar dezbatere, nu mai legea de făimării, turul două, ăsta. Și propunerile care ar putea, pentru că aici este ideea partidului, este așa următoarea, ca și politician. În momentul ăsta, să vii să -i, când se ridică cineva mingea la filou, cum a ridicat acum guvernul, da? A ridicat mingea la filou și nu vezi nicio paletă ca să-i tragă una acolo la guvernul ăsta să spună, bă, băieți, e bine că dați 1 miliard, dar eu cred că puteți face 2 miliarde și o să discutăm în Parlament cum facem ca din toamnă și vă propun că între 2016-2020 vom lua din fondurile europene, din alea câte sunt așa, știți că e marea aia de acolo, scurgem 20 de miliarde, scurgem și pompăm și vă îngrășăm pe voi, săracii României. Vă dăm haine, vă îmbrăcăm, vă totul, nu, da? Nu se face așa ceva. Asta este că a decăzut cu totul. Nici măcar nu mai știi care este aleg cei care vor candida pentru funcții. Aveam înainte un Vanghele, să trebuie să recunoaștem, era frumos. Din patru în patru ne vedem pe Vanghele, cum vine și face tot felul de gimușlucuri. Mai făcea câte un Vanghelion la Romexpo? Vanghelion, acum nu mai e nimic, că vin băieții și te dau cu scrisul. De asta spuneam, adică sunt motive și destule lucruri care ar putea să ridice la fileu și să facă ca aceste partide să se afirme. Să vadă românul ăla care în viitor. M-au zis acum zile de astăzi ceva de legea Schengen, să spunem, domnule, vom intra în Schengen. Ei, sau de autostrăzi, de faptul că se sigă drumul. Și tot să spun aici, acum câteva zile am avut o întâlnire cu inspectorul general adjunct al Poliției Române și am întrebat la un moment dat, trebuie să spun, nu pot să-mi spun, să zic, domnul Chestor, cât amenzi dați în fiecare zi la administratorii de drumuri pentru că folosesc vopsea necorespunzătoare? Păi nu putem. Păi zic, dumneavoastră aveți aici și Poliția Economică, care trebuie să cerceteze toate licitațiile, pentru că dacă vin noaptea pe drum, ați văzut cum e, orbecă-i, te duci după, trebuie să spui sensul ăla, știți cum e, să vezi unde este marginea drumului sau dacă plouă, nu mai vezi pe unde e drumul, adică nu se mai vede vopsea de nicio culoare, chiar dacă a fost dat acum 3 de zile. Și întreb, dar voi aveți acolo Poliția Economică cu care vă lăudați. Ce faceți? M-a întrebat la un moment dat unde trebuie să stea polițistul. Înainte sau după drum? După intersecție. Și eu mai fraier, așa spun, în mijlocul intersecției. Asta e banc, domnule Macarie? Nu, vă spun realitatea. Și a zis, domnule, unde stă polițistul? Înainte sau după? Și eu spun, domnule, eu ca fraierul spun că în mijlocul intersecției. După care mă întreabă, spune, ce domnule, știți că dacă ar fi polițist acum un polițist în intersecție, trebuie să spun că sunt lucruri reale. Ar fi un polițist în intersecție și l-ar amenda pe ala care pe culoarea roșie se bagă și blochează sensul dinainte, l-ar trage pe dreapta, toată lumea a sărit pe ala. Când ar înțelege, a spus, domnule, dar putem aduce 2 polițiști, 3 polițiști, nu? Aduci de la poliția locală, nu? Îi dirigezi pe dreapta și tu polițistul ei. Pentru că dacă într-o săptămână s-ar face o acțiune din asta, în care toți acei oameni, conducători auto, mulți stimații noștri și iubiții noștri, colaboratori auto, n-ar mai trece pe culoarea roșie a semaforului sau când ajung la semafor să opresc pe galben și lasă intersecția liberă ca să se poată face defluență, vă spun eu că cu 30% s-ar circula mai repede, da? Domnul Macarie, s-au pus 500 de camere de mare rezoluție pe blocurile din capitală. S-au cheltuit din bugetul primăriei generală prin anul 2008, da? Vreo câteva zeci de milioane să se monteze camere pe așa. Au mai montat și primăriile de sector camere, care trebuiau conectate la acest centru de trafic, care la rândul lui trebuia conectat cu poliția rutieră, astfel încât lucrurile astea să se facă prin monitorizare. L-am văzut pe ăla, l-am prins, am văzut camera, pac, mărim numărul și l-am executat. Vorbiți de 2000. Iertare că vă opresc. Nu mai o secundă, vă opresc. Domnule, ce memorie aveți. Sunt ce memorie fantastică aveți. Iertare. Să știți că aveți o memorie de elefant. Dar nu vă spun o chestie. Nu să știți, nu știți că camerele urmăresc acum OZN-urile. Nu mă urmăresc pământenie pe pământ, așa, mașină. Ce mai, nu vedeți că la ora actuală se circulă cu drone, cu avioane, cu elicoptere? Păi de ce nu avem pe Butuza sau pe alții elicopter în mijloc acolo? Așa pleacă cu elicopterul. Să închidem cercul discuției noastre, stimați invitați, pentru că am început cu legea... Păi suntem la defăimare aici, ne defăimăm reciproc. Ne iubim foarte mult în seama acum. Sigur, sigur, sigur. Mare dragoste. Defăimare începe de la dragoste. Da, da, da. Între dragoste și ură, pragul este foarte subțire. Orice discuție acasă cu nevastă, îi spui cu soția,
tale sau cu copilul, înseamnă că defăimezi. Sau ai spui la vecină, cum v-ați spus, că era bancul ăla, la români erau, că sunt la vecinul de sub, la vecina de sub și spune tot ce a făcut nevasta, cât a lipsit. Și alte chestii, acum toate sunt defăimare, că îl defăimezi, nu? Da. Domnule Manea, sunteți jurnalist de investigații. Eu refuz să accept ideea că ne putem întoarce la epoca Năstase. Refuz să accept ideea că ar putea să mai fie un caz Feri Predescu, poate vă este cunoscut cazul jurnalista de la Constanța, bine cunoscută, celebră da. Jurnalistă, care cred că și astăzi plătește, Dumnezeu știe cum și de unde, un miliard de lei vechi pentru că a făcut niște anchete care îl vizau pe Radu Mazăre. V-aș întreba, dacă intră în vigoare legea asta de defăimării, așa cum arată ea astăzi, în ce măsură credeți că ați mai putea să faceți investigații jurnalistice? Trișând. În anonimat. Facem internet. Iar șopâlițe ca Toma Caragiu la televiziune? Nu, dar este sau inepție. Mici este țepe aruncate pe scenă la teatru sau cum? Domnul Amedeo, în ziua de azi, vă dați seama ce inepție este. Oamenii aceștia, chiar cum spunea domnul Macarie, nu pot să facă în vecii vecilor oameni. Nu au capacitatea să facă lucruri mai productive. Cum credeți că vor veni ei, da, cu niște norme de aplicare? Un server în India, în SUA, nu știu unde, da? Niște ID-uri, niște IP-uri anonime, așa, da? purtate prin X țări, niște nume fără nume puse așa și urcate anchetele și toate lucrurile acolo, plus că ei n-au niciun control asupra mediilor de socializare. Asta vă dați seama ce inepție. Libertatea noastră cum rămâne, domnule? Da, asta este o libertate pe care ne-o creăm noi și dacă cineva ajunge să fie condamnat de aceste organisme pe care le creează ei, da? Eu îi rog frumos să ne sesizeze și putem, dacă n-am reușit să facem nimic înainte de asta, haideți să luăm toate aceste lucruri, toate aceste inepții și să le promovăm până când se vor sătura ei, vor vedea ce prostii au făcut. Asta este o chestiune asemănătoare cu aia cu ANAF-ul, când au ajuns să trimită la copii în științări că nu și-au plătit datoriile la stat. Noi muncim, noi nu gândim. Sunt niște tâmpiți. Dacă discutăm de ANAF, aici sunt subiecte. Și același lucru care se întâmplă și acum cu chestiunea asta cu defăimarea. Credeți că eu o să țin cont de legea lor, idiotă? Nu să țin cont. O să mă folosesc de mecanismele pe care le-am dispoziție, nu o să mă plâng și de fiecare dată când o să pot, o să le fac exact ceea ce fac ei cu oamenii ăștia. O să-mi bat joc de ei. Noi o să ne batem joc de ei în continuare. Stați liniștit. Dumneavoastră aveți un mediu reglementat, dar mediul online nu este reglementat. Sigur. Și din fericire, da, nu vor reuși să-l reglementeze încă. Stați liniștit că nu se va întâmpla nimic. Cel puțin nu în mediul online. Aici se întâmplă pentru că, din punct de vedere politic, ei reușesc să vă pună anumite opreliști. Prin CNA, prin anumite legi care au reușit să mai blocheze din reclamă, prin anumite proiecte europene pe care ei le drenează prin agențiile cu care au licitații către anumite televiziuni și vă blochează accesul la acest, chiar dacă există ratinguri, chiar dacă înțelegeți. Dar în mediul online nu au ce să facă. Ne oprim aici cu prima parte a discuției noastre. Mai avem multe subiecte foarte interesante pregătite, foarte importante. Luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi. Ne-am întors în direct, ne bucurăm că sunteți alături de noi, dezbaterea este absolut minunată, ne bucurăm de prezența a doi invitați excepționali. Analistul politic Adrian Macarie și jurnalistul de investigații Sorin Manea. Le mulțumesc foarte mult încă o dată că sunt alături de mine în această emisiune. Și noi mulțumim. Hai să mai vorbim despre una. Când spun așa, una piperată, picantă, interesantă, suculentă. Liberalii dau în judecată guvernul pentru hotărârea privind data alegerilor. Executivul a decis că scrutinul pentru aleșii locali va avea loc în 5 iunie, dar liberalii își doresc revenirea la două tururi. Celelalte grupuri parlamentare nu au aceeași părere, prin urmare, o modificare a legii în Parlament este imposibilă. O altă soluție ar fi schimbarea actului normativ prin ordonanță de urgență, dar Dacian Cioloș a refuzat, cităm, ca guvernul să fie un instrument pentru partidele politice. Singura posibilitate care le-a mai rămas acum liberalilor este un proces în instanță. Săptămâna viitoare, după ce vom avea biroul politic național, vom iniția demersurile pentru atacarea acestei hotărâri de guvern în instanța de contencios administrativ, astfel încât să putem invoca excepția neconstituționalității prevederilor alegerii primarilor într-un singur tur.
Nu există democrație în România dacă nu vom reuși să impunem două tururi de scrutin. Acum, dați-mi voie, stimați telespectatori și stimați invitați, să spun și eu, atâta vreme cât încă n-a intrat în vigoare legea defăimării. Mă scoate din minți, doamna președinte PNL Alina Gorghiu, când o văd cum oftează așa și cum ne vorbește... Co-președinte, când ne vorbește așa supărată, oftată despre democrație. Dar când spune doamna copreședinte despre lucrurile astea, și aduce aminte ce a votat PNL-ul în Parlament cu alegerile locale într-un tur de scrutin? De ce acum, memorie lungă? Acum, ce este asta? Inconștiență, obrăznicie, dai în judecată guvernul pentru lucrurile astea? Eu nu înțeleg. Stați că e o parodie asta. Haideți să discutăm. Păi, vă parodie și suntem în fiecare zi calomniați, defăimați, jigniți, bagiocoriți cu astfel de apariții. Trebuie să spunem acum, în pauză, discutam aici, că avem astea două albinuțe. Avem o albinuță la PSD-ul și acum a apărut și albinuța de la PNL. Știți că albinuțele sunt niște insecte... Pentru că muncește mai mult decât bărbații. Muncește mai mult decât bărbații, albinuța albinuță. De-am fi și noi niște albinuțe, ar fi minunat. Nu, noi suntem bondari. Sau furnici. Da, bondari. Haideți să spun cum e cu darea asta în judecată. Este ca și chestia cu Oprescu, care zice că și-a făcut operație de vasectomie singur, știți? Cam același lucru este. Vă puteți imagina scena? Păi da, nu, dar știți de ce s-a făcut, da? Ei, aici ce se întâmplă? Hai să vedem. S-a dat hotărârea de guvern care spune că alegerile sunt pe 5 iunie, da? Tu tot faci o acțiune în instanță. O acțiune în instanță care, conform codului de procedură civilă votat de către distrii și noștri parlamentari și intrat în funcțiune, înseamnă următoarele etape procesuale. Se trimite cererea. Cererea nu este trimisă la partea cealaltă. Acolo se trimite, se dau 25 de zile pentru partea adversă să aibă timp în care să formuleze întâmpinare. După ce se formulează întâmpinare, mai durează 10 zile în care trebuie să formuleze răspunsul la întâmpinare și uite așa am ajuns peste 2-3 luni de zile. Da? Deci suntem acum în februarie, da? Deci punem 3 luni de zile. Martie, februarie, martie, aprilie și am intrat în campanie electorală. Dacă fie ți apare asta, primul temă de judecată se va da în luna mai. Mai vină iarna pe la noi. Ionel, știți cum e, mă, nu am voce, dar vă spun. Da? O să se dea primul termen prin mai. Și în mai o să rămână fără obiect, pentru că am intrat deja în campanie electorală și nu pot să mai merg asta. Dar este o chestie care... Pentru că n-ai o procedură de urgență. Nu e de ordonanță... Și doamna Gorghiu este jurist. Nu este avocat. Ordonanță prezidențială, avocat. Pentru că nu poți. Avocat, jurist, mai departe, cunoaște legile. Mai departe. Chiar procedurile. Dacă s-ar da, să spunem că prin absurd, s-ar da în martie, da? Tot i-au votat acea derogare care spune că sesizarea Curții Constituționale nu duce la suspendarea și soluționării procesului. Da? Deci trebuie să ridice o excepție de constituționalitate în care să spui, domnule, știți, eu nu sunt de acord cu asta pentru următoarea excepție. Dar excepția se ridică în cadrul unui proces. Nu poți să faci altfel. Atunci este o chestie de durată care va avea niște urmări la anul și la mulți ani. Este tot o chestie de imagine. Sau dacă nu, mai este o chestie. În păi, care... Iertați-mă, ce chestie de imagine, domnule Macari? Păi, lumea e atât de proastă încât să înghită asemenea păi, lumea nu exerciții de imagine? Pentru ei nu pricep și atunci ei trebuie să arată că, de fapt, se-ți bat zi și noapte pentru interesul cetățeanului și al PNL-ului, dar nu-i desemnează candidat la primăria capitale. M-a simțit că au venit cu Bușoi, săracus. Mi-este milă de el, dar asta este, știți cum e. Da? La momentul ăsta se încearcă orice posibilitate, orice găselniță. Ei ce visează noaptea aplică a doua zi și spun la televizor, da? Pentru că nu poți. Sau mai este varianta în care instanța este coruptă sau este subordonată Partidului Național Liberal și ne dă termen mâine poină. Și Curtea Constituțională. Haideți să excludem din start asemenea lucruri. Păi... Ei se bazează, poate se gândesc. Refuz să cred. Poate se gândesc, domnilor, poate se gândesc, dar refuz să cred. Era mai utilă chestii. O ieșire de genul ăsta, o conferință de presă, în care să spună, îl susținem cu toată tăria pe candidatul nostru, care? Este așa, este așa, le propunem bucureștenilor altceva decât o doamnă, sau le propunem bucureștenilor un alt fel de candidat, le propunem... Adică ei, în loc să vină să bată monedă pe ceea ce vor să facă și să așa, ei vin... să obțină ceva oarecum pentru liniștea lor. Adică e un joc total defensiv. Nu vin să atace ceva, să se pregătească, să o ia bărbătește. Nu, ei se ascund, stau, eschivează, este, nu este, stai că facem. Păi nu. Atunci când au făcut ei chestiunea asta cu legea, le-a convenit foarte mult. Și vă spun pentru că am anumite statistici făcute pe baza statisticilor date de Autoritatea Electorală Permanentă privind alegerile din 2012 și ei și-au făcut
niște calcule foarte precise. Cu primarii pe care are PDL-ul, cu cei 500 de primari migratori la PSD și aici, ei sunt tot mulțumiți. Angela, jumătate. Ei sunt la 50-50. Da. Ei sunt mulțumiți, lor le convine. De ce? Nu mai oferă foarte multe șanse pentru un alt partid, cum ar fi, că nu mai există PPDD-ul, care se le pun lor pericol. PRM-ul este foarte slăbit, că nu mai are o voce puternică, cum era înainte domnul Vadim Tudor. Să fie țărnea ușoară. Nu mai au... Iertați să fie pentru atâtea defăimări. Nu mai au o organizație puternică, pentru că, până la urmă, PMP-ul se mișcă destul de greu și stă la limită undeva la 4%, deci e greu de crezut că va reuși foarte multe la alegerile locale, pentru că nu are structurile încă definite și nu are oameni cunoscuți în teritoriu, deoarece politica de cadre a fost de așa natură încât să nu aducă oameni care au mai făcut politică, ci niște tineri care să-i înșurubeze oarecum pe lângă cei care stau în umbră. Deci este foarte greu. Iar ei și-au făcut calculul în felul următor. Voi rămâneți pe partea voastră cu UNPR, cu ALDE și cu PSD-ul, iar noi rămânem cu partea noastră cu ce am strâns până acum și cu asta basta. Deci lor le-a convenit. Ceea ce fac acum este așa o vrăjeală. Nu este nimic. Dar eu mă mir că doamna Gorghiu nu dă în judecată Parlamentul pe de-o parte și că nu dă judecată pe de altă parte PNL-ul. Domnul Macari a votat, a sesizat foarte bine. Ei trecută. Sunt specialiști în ce? Nici în comunicare, nici în politică. Ei sunt specialiști toți în proceduri. Corect. Eu propun să facem o comisie parlamentară care să investigeze, analizeze să analizeze procedurile, dacă s-au respectat procedurile atunci când s-a desemnat data alegerilor și dacă data alegerilor este conformă cu vremea. Și cum va fi vremea. Iertare că te întrerup. Nu, dar este derizoriu din nou. Sigur. Un subiect în derizoriu. La fel ca și de și vă spun ce se întâmplă. Pe distința noastră doamnă și pe distinși noștri domnări, sunt niște distinse. Știți, acum vine 1 martie, tot vezi frumos, 1 și 8 martie, mai zic că va fi VM-ul viitoare, mămică, da? Tot vezi frumos, n-ai cum să lovești, cred că vine ziua femeii, da? Nici măcar ta nu știu să facă. E ziua îndrăgostiției, este ziua de 1 martie. Vorbim despre un politician. Nu, vorbim aici ce se întâmplă, da? Pe ei nu-i arde. De ce nu-i arde? Pentru că ei sunt interesați să-și mențină statutul de parlamentar. Ori acești domni și distinse doamne, la momentul campaniei de locale n-au nici interes, că nu interesează. Ei oricum vor fi pe prima poziție. Mai ales că e vot de listă. Dacă era vot pe circunscripție, erau interesați. Mergeau în teren, să vezi cum se zbăteau. Domnule, pentru București, eu candidez la București. Trebuie să câștige prima noastră. Acum când e vot pe listă, se pun acolo, se cocoță pe primul scaun și spune, eu sunt talibanul, sunt primul pe listă, după mine tot poporul. Voi munciți pentru mine, că tot să ajung deputat, da? Și nu interesează. Acum o să vezi în septembrie. Dacă ne mai întâlnim în septembrie, octombrie, să vezi atunci câtă dezbatere o să fie, ce o să se lucreze. De ce? Pentru că vin alegeri în noiembrie și atunci trebuie să demonstreze poporului penalist, poporului pedalist, poporului pesedist, poporului de toate categoriile, da? Că ei sunt emancipații, sunt cei aleși care trebuie să fie pe primele locuri, pe locuri eligibile, da? Pentru că ei trebuie să fie în primul rând promovați. Și atunci acum nu interesează. Zice, bă, că este primar sau nu este primar, mi se rupe. Că voi scoate oricum consilier, primar, totul, da? N-au acum miză. Și mai o chestie, scapă ușor să mai cheltuie bani de la partid. Mai ales că a intrat legea în vigoare acum și întreabă, spune, domnule, câte salarii trebuie să faci? Nu mai poți să vii prea mult cu la negru. Și atunci, ocupându-se de altceva, nici săracii amărâți din teritoriu nu mai zice, să spune, doamna Gheorghiu, n-am bani pentru campania electorală, spune-mi de unde mi-au bani. Ce fac? De unde au? Uite, vină și fă-mi o pregătire. Spune, cum este cu noua lege a finanțării partidului în campania electorală? Câți bani pot să dau? Cum pot să dau banii ăștia? Vedeți? Mai vedeți acum că au apărut pe toate gardurile cu PSD sectorul 1 și cu PNL-ul, da? Nu, da, așa ca și tot în tonul discuției. Sunt și amuzant săraci, că sunt săraci și cu duhul, mai ales ăștia la liberali. Închipuiți-vă că domnul acesta de la... L-a mai văzut prezent pe domnul ăsta, pe Cristian Bușoi. Este europarlamentar. Care sunt cele mai râvnite funcții în România? Cele de europarlamentar. De ce? Te duci... Nu te mai întorci și câștigi o grămadă de bani, da. Îți faci conexiuni la nivel european, toată lumea vrea să ajungă europarlamentar. Deci are o rândunică în mânuța lui, da? Adică un păsăroi, ca să zic așa. O păsărică. De ce ar veni, da? Să-și bage toți banii ăștia câștigați în campanie, de ce ar veni să-și piardă un mandat ca să meargă aici pe asta, eu iară nu înțeleg. Deci undeva au niște frânturi de logică oamenii ăștia. Nu au logică în ceea ce fac. Nu au o idee de campanie dusă de la un capăt la altul, nu au o idee de mesaj cu care să înceapă să gestioneze această perioadă, că perioada e scurtă, suntem la jumătatea lunii februarie. L-ați auzit pe distinsul candidat? Iertare că spun că își dă demisia acum din Parlamentul European. Spune, domnule, știți, eu vin în bătălia pentru capitală, ce dau cu mână în masă. Ce-i mână, nu-i minciună, domnule Macarie. Mi se pare, dar știți cum e cu mâna? Ai păsărica în mână, cum să-i dai drumul? După care ce faci? De Bușoi, nu, spunem așa că... Nici nu e candidat. Păi nu, dar vrea să candidez, dar nu e să spună, domnule, dacă voi fi designat candidat la primăria capitală, renunț la funcția de europarlamentar. Deci vă dați seama în ce derizoriu suntem, că nici măcar nu și-au desemnat un candidat.
Suntem în februarie deja. După aia stați că discutăm lucruri mai complicate. Lista de consilieri. Lista de consilieri. Cine sunt consilierii? Ca să populezi tu Consiliul Local la Consiliul General, ai nevoie de niște oameni. După aia, ca să populezi tu cu consilieri, în primul rând, 6 sectoare, cu problemele lor, da? Cu populație activă, cu populație care vede în fiecare zi ce se întâmplă. Nu sunt oameni care nu înțeleg ce se întâmplă. Se întâmplă că văd mizerie, văd la metro, văd că școlile au fost închise pentru că n-a fost curățat orașul. Se văd foarte multe lucruri. E populație activă. Sunt sute de mii de oameni care trăiesc comasate pe câteva zeci de hectare. Este o densitate foarte mare. Să spun momentul ăsta, Doamne, pe mâinile cui o mâncăpea în următorii 4 ani. Dar eu acum stăteam și mă gândeam și mi-am dat seama acum de ce nu au desemnat candidații. E tare că vă spun. Dom'le, adevărat, duminică este 14 februarie. Noi am trecut în sistemul american cu Valentine's Day, da? Ori când este un bărbat și o femeie, de bea după aia poți să arăți cine cu cine este împreună la Valentine's Day. O să-și facă jurăminte de dragoste, de frăție și de luni încolo o să ne spună, domnule, știți, pentru că a fost Valentine's Day, ne-am decis. Eu, bărbatul, tu, femeia, am decis între noi de candidează la primăria capitală. Nu fiți discriminator. Păi nu sunt discriminator, dar... Carie, pentru că sunt după calendarul există chinezesc. Și dragoste, da. Între două femei, între doi bărbați. Să punem lucrurile în echilibru, da? E, nu, la PNL nu se admite, că aici deja avem dragoste între un bărbat și o femeie. Nu avem doi copreședinți, știți cum e. Ați văzut că cum e? Unde e un bărbat și o femeie? Unde e o femeie? Sunt doi bărbați. Adică sunt lucruri foarte simple la PNL. Dar revenim la ceea ce ar fi normal într-o țară normală. Uitați-vă la americani, care au o campanie de prezidențială, măcar acolo să vadă ce se întâmplă în fiecare stat, ce bătării, ce răsturnări de situații, candidați care renunță cu tot. Ai ce învățat de acolo, dar măcar la televizor să se uite. Stimați, dar ei sunt obligați să se uite tot timpul pe știri. Se vadă, ia să vedem ce mai spune cineva, vorbește de noi. Dar ce a zis de noi? Băi, dacă nu vorbește, uite, televiziunea are ceva cu noi. Ia să-i mai tragem noi amendă la realitate că n-a vorbit de noi suficient. Stimați invitați, râdem ca să nu plângem, mă tem că așa stau lucrurile. Dar lucrurile stau așa cum ni le arată PNL-ul, cum ni le arată Parlamentul, cum ni le arată Guvernul. Apropo de chestiunea asta a alegerilor locale, într-un tur sau în două, mai este ceva de făcut până la alegeri pe chestiunea asta? După da, să facă PNL-ul într-un tur. Pot schimba lucrurile. Ca să avem două tururi de... No. Dar și din punct de vedere strategic ei și-au făcut calculele. Știți cum se desfășoară lucrurile astea în teritoriu? Vine unul șmecher de la PNL care știe că are șanse și zice ok, nu-mi desemnez eu candidatul de la PSD, dar am grijă, da, ca ăla de la următorul partid, da, să fie omul meu. Ei și-au făcut deja strategiile, ei știu, chiar dacă nu au un tur... Ei știu cine este al treilea. Au făcut afișile, au comandat pixurile. Ei și-au făcut toate strategiile astea. Ei știau din urmă cu un an când au făcut ei legea asta. Îmi spunea o tânără de la TSD ieri că încă mai au pixuri cu Mircea Joană și nu știu cum să scape de ele, vă dați seama. Nu apar lucruri senzaționale pentru ei în perioada asta. A răsărit un candidat. Doar DNA-ul poate să apară pe aici, pe acolo, să le încurce lucrurile. În rest, nu candidatul e problema lor astăzi. Oare cine și cum o să fie? Și câte tururi surpriza, sunt. Da, și câte tururi sunt. Pentru că până la urmă coalițiile se fac. Se știu, simpatiile nu le generezi între tururi. Adică în alea două săptămâni zic că acum gata, domnul Macarie mi-e simpatic, dumneavoastră, domnul Amedeu, nu mai sunteți simpatic. Deci nu, noi o să mergem împreună. Nu, ei știu care în ce direcție trag. Fiecare dintre candidații puternici își aduce un iepuraș care să tragă pentru el. Așa se fac alegerile, așa se organizează dinainte să se facă primul tur. Și noi, alegătorii, cetățenii, muritorii de rând, ce facem? Cetățeanul turmentat. Nu, dar ce facem? N-am adus cel mai serios. Ce facem cu oamenii ăștia? Ce se întâmplă atâta timp cât nu se vrea? Pentru că spuneam la un moment dat, așa am discutat la dumneavoastră și discutam împreună, cea mai bună variantă pentru România este să bagi pe un termen limitat. Nu e o soluție, spune producătorul, nu mergi la vot. Nu e o soluție, trebuie să gotăm altă soluție. Păi nu, dar nu se bagă nicio căsuță acolo în care să scrie votez în pot, și nu sunt de acord ajută, cu nimeni. Că tot nu iese, tot iese un om de care n-am nevoie sau face prostii. Păi, nu, că nu are legitimitate. Nu un om care ar putea să n-ar avea legitimitate măcar. Să facă ceva acum, într-o comună, deci într-o comună, poate să sunt primar cu, două voturi. Deci dacă la poate, vot îi convinge să vină numai 3, sigur. El, contra candidații săi și încă un prieten, dar lui votează amândoi pentru el, și cel votează împreună, iese cu 2 voturi. Deci plecăm de la 2 voturi, pentru că asta este minimul ca să ieși primar, tu să ai 2, din 3 tu să ai 2, da? Din 4 tu să ai 3, da? Sau 2 și cealaltă 2 să dai la unul la altul. E simplu, adică dacă ai 4 voturi să fii fraier, să zici așa, iau eu 2 și alte 2 le bat la 2. Și lua la și lua la, da? Dacă sunt 5, trebuie să mă lupt un pic acolo, să am 2 sau 3 voturi și eu să stau la adversar. Și atunci se bagă foarte mult contra candidați.
Pentru că cel care pe funcție primară, care funcție cam știe cu cine votează, eu știe că Nea Vasile votează cu dumneavoastră, Nea Ion votează cu Cotare, Coana Leana votează sau nu vine la vot și atunci își face calcul și spune, bă băieți, câți contracandidați îmi trebuie ca să ies din primul tur, da? Și zice, păi la momentul ăsta câte partide sunt? Păi 20, mai facem încă un partid dacă trebuie, ne adunăm 3 membri, mai facem un partid care vine și votează. Exact. Și atunci își ia voturile care trebuie, pentru că cealaltă voturi se disipă. Corect. Da. Ei, turul 2 ce însemna turul 2? Însemna că PNL-ul putea să se ducă să se bată pentru locul 2. Era strategia sau pentru capital. Sau un partid nou. Nu. PNL-ul se bătea pentru capital. Mai avea o șansă. Nu, stați să vă spun. PNL-ul zice așa, domnule, eu nu pot să o bat pe Firea sau cine va fi candidatul PSD-ului, pentru că în București are mușchi. Vine și cu NPR-ul, vine și cu Aldă, cu totul, da? Dar în turul 2, Moise spune la aia, bă, îți dau postul de viceprimar, îți mai dau alte posturi, îți dau de președinte de comisie la consilierii acolo. Și atunci, în turul 2, făcea niște alianțe pe cașcaval, că nu se fac pe ochi frumoși, da? Se făceau pe cașcaval și avea șanse să iasă. Că, de fapt, așa s-a întâmplat și a ieșit Băsescu, care l-a bătut pe Adrian Năstase, nu? Sau Băsescu, care a intrat în campania pentru primăria Capitalei și l-a bătut pe Oprescu, da? Aici a fost că în turul 2... Dar și acum pot să facă aceleași alianțe înainte de turul 1. Mi se pare că mai face un tur înainte. Din păcate, ei încă n-au nici sondaje. Dacă l-am auzit pe domnul Dragnea, iar, acum am vorbit de liberale, hai să vorbim și de PSD. Vine domnul Dragnea la prezentarea doamnei Gabriela Firea în calitate de președinte interimar la PSD la municipiul București și în calitatea dânsei de candidat așa. Acum o să facem sondajele. Ce sondaje? Păi stai că acum fac sondaje să vadă cine sunt candidații. Păi cum, nu au sondaje? Adică stai puțin. Acum s-au atrezit ei să facă sondaje pe anumite contracandidați, să facă simulări, dacă candidează cu ăla și cu ăla și cu ăla. Păi acum e momentul, februarie? Nu-i mai interesează. E tare că vă spun de ce nu se fac sondajele astea. Ca să faci un sondaj, să măsori gradul de, sau nivelul de încredere și nivelul de aspectanță pentru astea, trebuie să știi cine sunt contracandidații. Deci orice bani pe care îi bagi înainte sunt bani aruncați, e ca și cum ai face frecții la un picior de lemn. Poate aștept că să mai iasă o frunză de acolo rămurică. Dar n-are cum. Și este normal un sondaj, poți să-l faci în momentul în care fiecare partid își desemnează candidații și atunci la momentul ăla încep campania, să vezi. În primul rând tu trebuie să-ți faci profilul tău, al candidatului tău. Tu să întrebi, n-am auzit pe cineva să facă un sondaj să spună, domnule, ce așteaptă bucureștenii? Să vedem care este profilul candidatului pentru 2016. Poate s-a făcut. Poate acolo a ieșit că s-a născut că tu să fii o femeie, știți cum e, o femeie luptător. Da, vedem. N-am auzit încă un sondaj în care să spun așa ceva. Și atunci ei se merg pe vorbe. Spun, domnule, am făcut eu un sondaj de notorietate și madama are 30% grad de notorietate, monsieur are gradul 15%, deci e bună de candidat. Păi nu așa se face o alegere. Nici măcar asta nu mă interesează și nu mă deranjează în calitate de alegător, domnule Macarie. Mă deranjează că e doamna Firea, că e domnul Bușoi, n-au decât să-și anunțe candidatura pe 4 iunie, treaba a domniilor lor, mă deranjează că niciunul dintre cei doi și nici altul, despre care încă n-am auzit, n-a venit cu un an în urmă și poate era mai bine cu 2 ani în urmă să-și arate preocuparea legată de București. Că îl supără, că e mizerie în București, că metroul nu știu ce are, că transportul este nu știu cum, că nu sunt parcări. Păi era la să văd o preocupare, să văd niște propuneri, să văd niște planuri, să văd niște oameni preocupați, supărați, necăjiți, care vor să facă ceva pentru orașul ăsta. Atunci mi-atrăgeau atenția și poate uitam că doamna Firea spunea despre Klaus Iohannis că a vândut copii și era bine să fie atunci legea de făimării, că poate se ducea doamna Firea unde trebuia unde trebuie să mergem noi ea dacă cu taxiul, facem anchete. Ea care era cu taxiul, ăștia ar trebui să fi fost candidații pe care nu i-are niciun partid. Ei, pe nu cine? Se vrea. Tu să înțelegi cum se vrea. De ce? Pentru că la momentul ăsta se merge pe votul de partid. Domnule Macarie. Ascultați-mă, se merge pe votul de partid. PSD-ul știe, domnule, câți alegători am în București? Știți ce m-am săturat de votul de partid? Că mă întorc la mizeria din București. Păi nu, întoarceți-vă la mizeria, întoarceți-vă la mizeria de lege cu votul pe listă. Și aia și atâtea alte mizerii care ne înconjoară în fiecare zi. Încet lucrurile se leagă și o să înțelegeți acum de ce se leagă. Pentru puzzle-ul. Că aveau niște mari probleme, adică băi, cum să-mi iasă la de pe locul 3? Stai puțin, că nu sunt jocurile în regulă, adică trebuie să-l cumpăr pe ăla încă o dată, e nedrept. Și apărea Xulescu care mă bătea acolo. Exact, adică e nedrept. Adică combinarea pentru mine. Își permite ala să vină independent. E ilogic, e nedemocratic, e cum nu mai vrei. Constituțional, primar din nesexual. Să mai simplificăm lucrurile. Acceptăm legea controlului alegerilor, adică acceptarea legea de la autoritatea electorală permanentă în care nu mai au voie să bage bani negri în campanie, trebuie să justifice absolut tot fiecare leuț și vor fi controle inclusiv coroborat cu ANAF-ul, da? Dar stop.
vrem și noi ceva. Adică vrem primar din primul tur, vrem din nou liste. Și adică... vrem deputat senator pe listă. Exact. Adică ce-ți mai chinui eu, președinte de partid sau de organizație județeană? Să mă duc să candidez într-un colegiu, să bag banii mei. Exact. Când aici băgăm banii partidului. Pentru că știți că au fost... A, și mai a fost o chestie, dacă v-am întâlnit și în 2012 și în 2008, când au fost votul pe colegii, da? Distinși conducători. Am amintiți-vă că Blag a ieșit din turul 2, da? Și alții. N-au ieșit din prima și atunci ea e o mare rușine. Cum adică? Păi eu distinsul președinte, da. De partid. Antonescu, noroc că l-a chemat acolo, Dragnea, și a spus, hai mă, ia niște voturi de la mine, hai că-ți dau eu ție să te voteze băieții. Dar vedeți că atunci, în 2008 pentru PSD-ul, da? În 2012 votul a fost pentru USL-ul, da? Și pe DL-ul n-a ieșit. Și atunci oamenii ăștia s-au săturat. Ei săracii trăiesc în lumea lor, sunt acolo cocoțați pe, în vârful pomului, da? Și atunci nu vor să se miște pomul deloc, că s-ar putea să cadă, dar vor să rămână acolo sus. Și atunci îi pun pe alții să muncească pentru ei. Deci eu mă amintesc că făceam campania în 2004 și mă amintesc că atunci că s-a discutat, domnule, cea mai proastă lege cu votul pe listă, cu ăsta ce facem, da? Te-am întors înapoi în 2004. De ce? Pentru că interesele celor 7 inși care guvernează la momentul ăsta, conduc Parlamentul României, s-au hotărât ei că de mai plus bine că așa. Se simplifică lucrurile, pentru că ei în momentul de față fac niște calcule foarte precise. Calculul lor devine mult mai simplu, mai aerisit. Ce televiziuni controlăm? X, Y, Z, așa, bun. Ce, mai, radio, ce mai controlăm? Schisa. Ce presă mai controlăm în teritoriu? X, Y, Z, bun, ne ocupăm de astea, am rezolvat partidul. N-am rezolvat persoana. Era greu să rezolv persoana, pentru că persoana putea avea probleme. Putea avea DNA, putea avea tot felul de lucruri, putea avea un istoric. E, în momentul ăsta totul devine liniar și foarte clar pentru ei, fără niciun fel de surpriză, pentru că noi ce trebuie să ne întrebăm? Cât are PSD-ul pe județ și cât are pe anumite localități? Din punct de vedere sociologic, ei și-au rezolvat toate acele sondaje inepte cu care au ieșit ei înainte de cele două tururi, că va câștiga Ponta la nu știu ce. A fost o mare problemă pentru ei. Și-au rezolvat acest lucru. Chiar l-au rezolvat. Acum nu vor mai avea surprize. Acum cu toate sondajele nu vor mai avea marjă de eroare de 3%. Vor avea de 0,3%, pentru că este clar pentru toată lumea că dacă ai pompat și te-ai dus pe o anumită politică cu un anumit post din vârf mediatic, va ieși. Și acolo va ieși că acolo ai investit. Sondajele vor fi clare, partidul va fi clar, oamenii de pe listă nu contează, că nu va sta nimeni să răsfoiască lista, da, l-am văzut pe ăla, știu eu despre el. Nu, mă duc cu PSD-ul la locale PSD, mă duc cu PSD-ul liniar la Consiliul Județean PSD. Asta este, la fel cu PNL-ul. Deci acum, practic, este o luptă pe bani. Totul s-a transformat la o luptă pe bani. Lupta pe bani continuă și pe alte planuri. Îmi vine să spun, domnule Manea, când vă aud ce spuneți, ce țară pierdută? Ce țară pierdută? Vorbim de bani. Vorbim despre ANAF. Comisia Juridică a Camerei Deputaților decide soarta lui Mădălin Voicu și a lui Nicolae Păun luni, pentru care Direcția Națională Anticorupție a cerut reținerea și arestarea preventivă. Până atunci, cei doi deputați au timp să citească documentele trimise de procurori. După câteva ore de lectură, Mădălin Voicu s-a plâns că, cităm, interceptările sunt banale. L-am rugat pe Teodorovici să-l primească pe Păun și m-au scos în față ca pe un urs, a mai spus deputatul PSD. DNA a cerut miercuri Parlamentului arestarea deputaților Mădălin Voicu și Nicolae Păun. Cei doi sunt acuzați că au deturnat milioane de euro din banii destinați romilor. Dosarul a ajuns la Comisia Juridică are aproape 5.000 de pagini. Din cele 19 volume, unul este plin, spun aleșii, cu interceptări și înjurături ale lui Mădălin Voicu. Ce interceptări sunt în dosar? Foarte frumoase, adică stereo, cred că sunt. Interceptări ciudate. Eu nu cunosc pe nimeni de la ANAF. Problema cu intervențiile mele erau legate de un telefon dat lui domnul Teodorovici, rugându-l să-l primească pe domnul deputat Păun. Deputatul spune că doar a mijlocit întâlnirea, dar că nu știa despre ce voia să vorbească Nicolae Păun cu ministrul finanțelor de la acea vreme. Nu am o supărare pe Nicu Păun. Singurul lucru pe care pot eventual să-i reproșez este că nu m-a anunțat sau nu mi-a spus care de fapt sunt condițiile acestui proiect. Ei mă scot în față ca pe urs. Din cauza unor lucruri pe care probabil că le-am gândit, le-am spus și le-am făcut, trebuie să plătesc oalele sparte ale altora. Ceva, nu? Luni, Comisia Juridică din Camera Deputaților va da o recomandare de vot pentru plenul, unde se va decide dacă Mădălin Voicu și Nicolae Păun pot fi arestați. PSD-ul sprijină în continuare consolidarea statului de drept. În ceea ce privește solicitările care vin din partea procurorilor, câteodată, din păcate, și pentru colegii noștri, PSD-ul nu se opune. Am spus-o și o spunem în continuare. Credem că judecătorii sunt cei care trebuie să decidă soarta unui om, nu parlamentarii. Votul în plen se va da cel mai probabil miercurea viitoare.
Haideți să ne întoarcem, stimați invitați, în direct. Mai avem un material pe această chestiune, vă propun să-l vedem și pe acesta și să continuăm discuția noastră. Dacian Cioloș l-a demis ieri pe șeful fiscului, Gelu Diaconu. Premierul l-a numit interimar la conducerea ANAF pe Daniel Diaconescu. Acesta a fost până acum director al Direcției Generale de Informații Fiscale și este și membru în Consiliul Național al Loteriei Române. Daniel Diaconescu are o experiență de 10 ani în domeniul administrării fiscale. În perioada 2005-2009 a condus Direcția de Analiză de Date din cadrul Departamentului de Luptă Antifraudă, iar până în acest moment ocupa funcția de director al Direcției Generale de Informații Fiscale. Tot la ANAF, acesta a mai fost managerul unui proiect pilot de reducere a muncii nedeclarate. În 2013 a fost numit de Victor Ponta membru al Consiliului Național al Loteriei Române. Potrivit declarației de avere, Diaconescu încasează anual de la fisc peste 88.000 de lei, iar de la Loteria Română aproape 15.000 de lei. Șeful interimar al fiscului mai are două terenuri și două case, un apartament în capitală și o casă în comuna Valea Mare, județul Covasna. Pe durata interimatului, ministrul finanțelor Anca Paliu Dragu trebuie să-i prezinte premierului Dacian Cioloș variante pentru șefia ANAF. Dacian Cioloș a decis să-l demită pe Gelu Diaconu din fruntea ANAF după ce numele acestuia a apărut într-un dosar instrumentat de DNA. Mai exact, Gelu Diaconu este urmărit penal în dosarul privind fraudele cu fonduri europene, în care procurorii au cerut arestarea deputaților Mădălin Voicu și Nicolae Păun. Șeful fiscului este acuzat de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite. Dânsul a fost numit oricum. N-a luat postul acela prin concurs. Am avut o discuție cu dânsul dimineață, mi-a explicat motivele pentru care dânsul consideră că nu e vinovat și eu i-am spus că tocmai de aceea cred că problema pe care dânsul și vicepreședintele o au în raport cu DNA-ul nu trebuie să fie transferată la nivelul ANAF-ului. ANAF-ul trebuie să-și continue activitatea pe care are și trebuie să continue să rămână o structură care să fie credibilă din toate punctele de vedere și de asta i-am spus că eu consider că în condițiile acestea cel mai bine e ca dânsul să plece și mi-a spus că a înțeles asta. Odată cu Gelu Diaconu a plecat din fruntea ANAF și vicepreședintele Mihai Vătășoiu și el este urmărit penal în același dosar. Noi continuăm discuția aici, să știți că emisiunea este una absolut vie și liberă, dar stimați invitați, haideți să luăm lucrurile pe rând. Primul lucru care m-a frapat la toată povestea asta. Îl știam pe domnul Mădălin Voicu, iertați-mi fie cuvântul, nu este defăimător, dar așa îl vedeam. Nu. Foarte arogant tot timpul. Ei, acum are niște ochișori umezi așa, tonul este cu totul diferit, este un om absolut schimbat. Apropo de limbaj. Așa e în muzică. Sau, nu știu, când ești muzician. Limbaj verbal, limbaj non-verbal. Ce vă spune asta la domnul Voicu? Că trebuie, și eu am făcut studii muzicale puțin, și trebuie tot timpul să fii, să cânți așa cum este orchestra. Pentru că dacă nu cânți cum cântă orchestra, iese fals. Te dau afară din orchestră. Te dau afară din orchestră. Și cred te trimit la Băciu Domnesc. Cred că domnul nu-i Voicu, dorim, Doamne ferește. Cred că domnul Voicu, din păcate, cred că a cântat puțin greșit și a ieșit puțin fals. Dar, dincolo de poantele noastre, să știți că aceste lucruri sunt lucruri reale. Și cred că domnul Voicu este doar un cârlig pentru ceea ce trebuie să întâmple, o investigație legată de ceea ce se întâmplă cu fondurile alocate și proiectelor alocate comunității de rom din România. Pentru că noi vedem tot timpul romi care nu ajung pe locurile destinate romilor la facultăți, la anumite... Dar au luat diplomă acești bieți cetățeni de etnie romă, că au fost instruiți cu 5 milioane de euro. Vedem tot felul de mizerii de genul ăsta. Vedem fonduri cheltuite pe consultanță, pe anumite lucruri care ar trebui să se întâmple în comunitățile de romi. Vedem oameni care au companii înființate că sunt romi, dar ei habar n-au, săracii, dar văd toți că fac, toți sunt specialiști în IT. Sunt o grămadă de cazuri în care oamenii așa au făcut firme pe anumite proiecte dedicate comunității de rom. Creșterea incluziunii sociale prin crearea de locuri de muncă pentru comunitatea de rom dedicate unor acționari romi. E, și-au făcut firmă, dar firmele alea de IT au fost folosite ca să furnizeze softuri pentru firme mai mari care au vândut softurile la stat. Dacă cunoașteți cazul, este aici, chiar lângă București. Și exemple de genul ăsta sunt foarte multe, în care bani pentru incluziunea socială a romilor s-au dus către anumite companii, s-au bifat proiectele cu fonduri europene și nu s-a întâmplat absolut nimic, pentru că oamenii au fost folosiți. Și noi toți stăm și arătăm cu degetul că uite că sunt, că merg, că unii fac sau nu fac, că sunt nespălați sau că fură sau că tot felul de preconcepții.
Dar nici nu se întâmplă nimic cu fondurile astea. Iar pe undeva, cred că este foarte bine că este o pornire pentru o investigație profundă legat de ce se întâmplă cu aceste fonduri. Legat de domnul Voicu, acum dacă stăm să discutăm, putem umple ore în șir. Dar legat de chestiunea asta, cred că cam aici se rezumă. Cred că a picat puțin aiurea în aceste interceptări. Nu știu dacă este trafic de influență sau cum se încadrează această acțiune, dar dincolo de lucrurile astea, faptul că am văzut că banii și-i lua pe drepturi de autor, deci își lua bani de acolo, corect, bani declarați. Soția își lua bani de acolo, bani declarați. Sunt niște lucruri evidente. Nu știu cât de moral este, dar din punct de vedere legal mi se pare că este în regulă. Nu știu dacă este incompatibil cu funcția pe care o are, dacă Ani are ceva de spus legat de chestiunea asta. Dar în rest nu văd care sunt problemele. Traficul de influență, cu asta se ocupă toți parlamentarii. Se laudă dacă mergeți și luați declarațiile din județ. Toți parlamentarii se laudă în conferințe de presă cu mass media locală. Își aud, sunt amuzanți micuții. Noi ne-am luptat, am bătut cu pumnul masă la Ministerul Dezvoltării și am vorbit cu Ministrul Dezvoltării ca să aloce mai multe fonduri pentru județul nostru, pentru proiectul ăla. Când te uiți proiectele alea, multe dintre ele, da, sunt cu fonduri private, sunt deja licitate, iar firma din spate, culmea, este și sponsor al partidului. Deci sunt atât de micuți în gândire încât cred că noi nici nu vedem astfel de lucruri. Deci este tot un trafic de influență, nu? Adică cum ai bătut cu pumnul masă? Aoleu! Asta a făcut și Voicu. S-a dus și a bătut cu pumnul masă acolo, a fost înregistrat, a fost interceptat, cum bătea cu pumnul masă, pentru ce? Ghiciți pentru ce? Pentru comunitatea de unde el provine. Da? Deci a făcut exact același lucru pe care îl fac toți politicienii, toți parlamentarii care se laudă cu aceste acțiuni. Domnule Macari. Deci eu vreau să spun că avem și Agenția Națională pentru Rom, da? Care primește bani de la guvern, care trebuie să facă foarte multe proiecte, da? În afară de asta, cred să spun următoarea chestie. Mi-e tare frică că la un moment dat o să auzim că în spate denunțătorul este un ilustru om de afaceri care denunță ca să rămână cu banii. Așa este la modul la ora actuală. Când vezi că se strânge King House, să vedem că dosarul ăsta a fost disjuns din alt dosar, da? Este clar că ce mă bucură, nu că mă bucură, dar până la urmă se face dreptate pe lumea asta, este că domnul Gelu, mare ilustru șef al ANAF-ului, care la un moment dat închidea unitățile pentru 5 bani sau 10 bani, vă amintiți? Oameni care s-au sinucis, da? Vine și nici măcar nu are demnitatea de a-și da demisia, da? Omul care în ultimii ani a avut o campanie anti-gardă financiară. Deci el a zis așa, domne, pentru că garda financiară, când exista, mi-a distrus afacerea, m-a amendat, în vecii veilor în ANAF nu o să existe picior de gardă financiară. Trebuie să ia, dar îi dădea afară pe rând. Ei, acum se schimbă, pentru că noi la un moment dat am stricat garda financiară, care era un organ al statului bine înfipt și care avea independență și coloană vertebrală și care avea curajul să facă ce face acum DNA-ul, dar în domeniul economic, da, și care erau specialiști. Și am creat această ANAF, da, antifraudă, da, care de fapt vin numai copilași acum, că vedeți că iarăși o să cinești de locuri, de ce? Pentru că oamenii cu capul pe umăr a plecat. În condiții în care tu duci acolo și cer să-l și pe ala în chiloți, dacă nu are cumva, sau la fete, dacă nu au cumva acolo o fisă ceva care trebuie declarată și a fost băgată ilegal. Da? Deci sunt lucruri care nu pot să rămână așa. Și atunci fiecare plătește la un moment dat. Ați auzit cumva că se dea răspunsul cu hotelul stânsului domn în care știți că nu s-a dat bonul fiscal. Da. Vă amintiți că a fost dat la televizor? Ați mai auzit că ANAF-ul a luat vreo poliție sau că a fost sancționat cineva acolo? Păi dacă era în altă parte, a doua zi unitatea era închisă. Da? Deci domnul Gelu are ce să facă, da? Are familia sa, are firma aia foarte puternică, deci să se întoarcă înapoi acolo, să vadă cum e ca pălmaș. Deci el a pus foarte mulți oameni. Deci acum trebuie restructurată. Ca să poți să funcționeze ANAF-ul pe criterii de normalitate, trebuie să restructurezi tot ANAF-ul. De ce? Pentru că toți oamenii provocați acolo sunt oameni care zice să rămână șeful, știți, nu mai sunteți noastră, dar trebuie să dăm raportul la dumneavoastră. Pentru că asta s-a creat. Peste tot oamenii ăștia și-au adus oameni mai slabi decât ei. Nu o să vedeți niciodată că vine un om și spune, domnule, ia să vedem cine mai bun. Candidați, de exemplu, la post de senator, să spună, domnule, ia să vedem cine mai bun decât mine. Păi Ionescu, bine, pe Ionescu pun purtător de cuvânt sau îl bag în campanie. De ce? Pentru că n-au interesul. Ei vor... Dar restructurarea asta de care vorbiți dumneavoastră, ANAF-ul, trebuie să meargă, sigur, și pe planul acesta, dar trebuie mai ales să meargă pe alt plan, după părerea mea, mult mai important, și pe acolo. Planul acela care îi privește pe oamenii de afaceri, că sunt mici, că sunt mijlocii, că sunt mari. Avem în fiecare săptămână aici o emisiune exact despre cum să-ți deschizi o afacere și ne spune invitata noastră permanentă ce nebunie este când trebuie să mergi la ANAF, la ghișeu, 7000 de documente, CD-uri, DVD-uri, tot felul de lucruri. Doamna de la ghișeu, stăpâna noastră supremă. Cea de toată zilele.
Exact. Chiar aici cu așa și tot. Amenzi, penalități, unele aiuristice. Care? Trebuie să te duci în instanță, să dovedești că sunt niște greșeli. Eu cred că și acolo trebuie să se gândească cineva să facă o restructurare profundă și corectă. Deci, restructurile s-au trebuit făcute în multe locuri. Cum să spun, auzi idiosenii în care vezi că ești impus la administrația fiscală, de exemplu la primărie, să plătești impozitul pe mașină care ai vândut-o, dar pe care plătește și următorul cumpărător și următorul cumpărător. Deci tu te duci și demonstrezi că, de fapt, băi, mașina asta am vândut-o. De ce triplă mă impozitare la un obiect. Da. E triplă impozitare. Nu-i interesat. Și, domne, nu mi-a adus documente, nu ai sau pierdut documente, uite tu din ușa dumne. Păi, domne, ți-am depus aici, nu fără dovada. Păi cum poți să faci dovada în momentul în care tu te duci la ei și nu-ți dau un bilețel măcar? N-au bunul simț să-ți dau un bilețel să spună, domne, sau să-ți facă o copie după cererea ta, să spună pe exemplarul 2 că au primit-o la data respectivă. De ce nu fac asta? Pentru că dacă ar face asta, hârtia ar trebui să aibă un circuit de 30 de zile în care să se răspundă contribuabilului, dar așa dacă se pierde nicio problemă, spune, lasă bă, că aduce fraierul ăla, mai aduce încă o dată documentele. Domnul Acari, ei n-au reușit să lege cablurile la serverele lor între ei, între județe, astfel încât să poată să urmărească pe ei l-au legat, dar nu știu să facă nodul, a făcut nod marinăresc. Domne, de ce ei nu știu să urmărească de la un județ la altul lucrurile astea și se mută firme care fac evaziune dintr-un județ în altul și ei încă nu știu, ei n-au conectat încă nici măcar buletinul insolvenței să-l conecteze cu firmele care s-au declarat în insolvență cu ce fac ei și urmăresc firme an la rând și descoperă după aia, aoleu, e de 3 ani în insolvență. Păi și cum? Păi ne-am pierdut timpul 3 ani? Păi da, v-ați pierdut timpul 3 ani. Deci nici măcar atât să știe, să aibă alertă. Lucrez pe anumite dosare, da? Am o alertă. Am primit de la buletinul insolvenței că firma a intrat în insolvență. Habar nu au pe ce lume trăiesc. Nu deci noi le cerem lor prea mult. Dar știți care sunt cei mai ușor de executat contribuabili? Bunii ăștia mici, ăștia mici, nu ăia mari. Ei pe ăia mari nu au mijloace și nu știu să-i urmărească. Pe ăia mari îi dau imediat cum au o suspiciune, îi dau mai departe către DNA, către poliție economică, către... Înțelegeți? Asta se întâmplă. Din asta vin ei și se ocupă numai de găinării. Eu am mai avut o discuție cu cineva la un moment dat pe tema aceasta, tot invitat în studio, da? Și tot nelămurit am răspuns. De ce? Da? Ei au ca și autoritate și colectare, de multe ori și acreditare, autorizare și așa, și control. De ce? Ceea ce nu-i corect, pentru că toate trebuie să fie distinse. De ce? Adică se pare de una de alta. E normal așa ceva? Păi nu, normal, nu e normal. De ce? Pentru că așa poți să controlezi tu ca șef al finanțelor? Dar asta e că nici nu controlează, pentru că exact ce spuneați dumneavoastră. Eu am o datorie către această mare instituție. ANAF, în speță. Da. Sunt și altele care sunt în aceeași situație. Eu am o datorie către tine în sumă de X. Tu, pe de altă parte, da, vii și mă acuz pe mine că am o datorie la tine X, da? Hai să ne compensăm. Nu se poate. Nu se poate. Trebuie să ne judecăm. Eu să mă judec cu tine într-un anumit regim, dacă eu sunt un anumit regim, iar tu te judeci cu mine în alt regim și pui păprire pe conturi și îmi blochezi toată activitatea. Că nu te interesează. E dar corect? Dar cu mașină. Deci tu vinzi mașina când ar trebui să existe corelat de la poliție, de la matriculări, cu finanțe, să spună, băi, cine figurează ca proprietar pe mașina respectivă? Pentru că ai o stăie de șasiu, da? Care nu se schimbă. Este un număr pe care îl bagi în sistem și care trebuie să apară automat. Și la ANAF și peste tot, da? Și la Direcția Fiscală peste tot. Și în momentul în care mașina se vinde, trebuie și faci noua matriculare, trebuie să plece automat pe sistem, să spună, băi, de astăzi nu mai te impozitezi pe tine, excelență, că ai mașina așa. Impozitezi pe ala care a cumpărat-o. Dar nu. Dar de ce să nu te impozitezi și pe tine, să mă impozitezi și pe mine? Pentru că e normal să mă impozitezi. Că tu nu te-ai dus să-ți faci datoria de bun contribuabil, adică să stai la coadă, să vii să te rogi, să te umilești, da? Când toate astea s-ar face electronic. Nici nu trebuie să cauți. Dom'le, când ai vândut, te-ai dus cu contract de vânzare la mașină și ai matriculat mașina pe... și ai matriculat-o noul individ pe numele lui, din momentul ăla ANAF-ul ar trebui să spună și Direcția Fiscală și toată lumea să spună, domnule, din momentul ăsta mașina este din sistem. Păi vă povestesc de ani de zile în care tu vinzi mașina și spune, domnule, nu poți să vinzi mașina, că ai datorie un leu. Dacă ai un leu, nu poți să vinzi mașina. Nu poți să-ți dau asta, că tu ai o datorie un leu, întâi plătești datoria pe care vinzi mașina. Și ce procese, că-ți majorări, penalități și alte... Pentru că nu interesează să curețe bugetele locale de aceste tâmpenii. Și așa par oamenii că figurează. Sunt amenzi, de exemplu. A expirat, a fost amendă acum 5 ani, toamna, da? Sau primar, de exemplu, vă dau acum exemplu cel mai clasic. Domnul primar, și cu asta o dovedesc clar, deci ce spun acum este foarte clar, da? Domnul primar de la Slănic, Moldova, da? Vine și spune, domnule, cum adică tu de la Chișinău cumperi casa aici și nu vii și spui mie, nu cere aprobarea mie, primarul de aici, da? Și la omul ăla care a cumpărat casa îi face zile negre. Îi trimite controlul, dă declarație prin care spune, adică ăsta aici, domnule, vreau să nu renovez casa.
și face hârtie către primărie și spune, domnule, vreau să fac asta. Trimite răspuns. Domnule, n-ai nevoie de aprobare de la noi să-ți iei certificat de urmărire? Nici că n-ai nevoie. După care vine și l-amendează și 200 de un miliard pentru că cum și-a permis să facă renovarea casei. Dar de ce? Pentru că domnul n-a venit să ceară voie la tartorul de acolo, care este primarul de acolo. Cu documente în față. Și atunci cum să-i spui? Când alea dă amendă de un miliard și nimeni nu întreabă ce se întâmplă. Domnule, cum ți-ai permis tu ca primar? Cum adică bici tu mă chem și spui că eu n-am ce căuta la tine în comun, în feudul ăsta? Păi cine ești tu? Penalități? Și oamenii zic, ce țară e asta, domnule? Și domnule, ce țară e asta? Că dacă ar fi în altă parte, ar împușca. Da. Penalități, dobânzi, amenzi și pielea de pe tine. Hai să vorbim pentru finalul întâlnirii noastre, pentru că mai avem mai puțin de 9 minute, poate chiar doar vreo 8. Să vorbim, pentru că am pomenit puțin mai devreme, dar n-am dezvoltat mult subiectul. Această lege împotriva fumatului, mai e o lună până când va intra în vigoare și deja românii au găsit modalități de a ocoli. Unii patroni se gândesc să-și transforme barurile în ONG-uri pentru studiul tutunului, alții să modifice clădirile astfel încât să aibă un singur perete, totul cu un singur scop. Clienții să poată fuma în interior. 15 martie este ultima zi în care românii vor mai putea fuma în public în spații închise. Din data de 16 martie va fi interzisă aprinderea țigărilor în spațiile accesibile publicului sau destinate utilizării colective, indiferent de forma de proprietate sau de dreptul de acces care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți. Nici bine nu a intrat în vigoare legea că patronii de localuri și-au căutat avocații pentru a găsi portițe de scăpare. Oamenii mă întreabă, domne, avem vreo posibilitate să facem ceva? Că pe internet au și apărut o serie de chestii. Vorbind legea de doi pereți, s-au gândit unii, domn, să facem clădiri rotunde. Clădiri rotunde nu pot avea doi pereți, da? Deputatul Daniel Fenechiu, unul dintre contestatarii legii la Curtea Constituțională, anunță că în prima zi în care fumatul va fi interzis în toate spațiile publice închise, va organiza o sesiune de fumat în aer liber în fața guvernului. Între timp, patronii se gândesc să-și transforme barurile care sunt considerate localuri publice în cluburi private cu circuit închis destinate exclusiv membrilor. N-ar trebui să ne mire așadar dacă peste noapte un bar ar putea să se redenumească și să poarte titulatura de Clubul Fumătorului Profesionist. Nu vor avea acces decât membrii în interiorul său, doar pe baza unei cartele, unei legitimații personalizate și acolo vor putea să facă practic ce doresc, pentru că este o zonă privată. Chiar și inițiatorul legii antifumat a fost surprins de inventivitatea românilor și recunoaște că nu a luat în calcul aceste variante când a conceput legea. Am prevăzut în lege astfel de situații particulare. Nu putem prevedea în lege toate situațiile particulare, sincer. Deci e un cadru general în care trebuie tot să înțelegem că legea aceasta este pentru protejarea nefumătorilor în spațiile publice închise. Dacă nu respectă legea antifumat, localurile riscă în primă fază o amendă de 5.000 de lei. La o a doua abatere, sancțiunea este de 10.000 de lei și suspendarea temporară a activității, iar la a treia abatere, localul este închis definitiv. Eu vă mărturisesc că sunt absolut siderat. Delectat. Siderat de ideile astea, de inventivitatea fumătorilor sau a patronilor care vor să salveze în felul acesta afacerea, cluburi private, ONG-uri pentru studiul tutunului, perete circular. Nu-i mai bine să facem, să ne dorim, nu știu, poate sunt eu contra curentului, nu-i mai bine să ne dorim să fim cu adevărat civilizați? Nu, știți ce recunoaștem acum? Recunoaștem că în România că tot ce este interzis este mai tentant decât ceea ce este permis. Deci legea, ce se întâmplă la ora actuală, demonstrează lucrul ăsta. Că în România, orice încerci să interzici, devine mult mai interesant dacă este făcut cu legea. Dar deci, oamenii ăștia nu conștientizează, domnule Macarie, faptul că fumatul este o problemă majoră și că generează niște boli grave, cu costuri excepționale. Nu mai punem la socoteală educația și felul în care îi afectează lucrurile astea pe tineri, pe adolescenți, pe copii. Gândiți-vă chiar cât de interesant va fi un tânăr unde să merge într-un restaurant în care nu se fumează sau un bar și să-și permită să fumeze pe sub mână așa, cât de interesant e față ceilalți. Bă, uită-te la mine, bă, uite cine sunt eu că fumez aici, așa, da? Deci asta tot să înțelegeți, că dacă s-ar fi permis în continuare, dar creându-se niște obligații mari. Să spun așa, domnule, vrei să se fumeze? Ok. Ca să se fumeze, trebuie să-mi faci niște instalații care să nu se simtă mirosul. Corect, da? Și atunci nu s-ar mai fi fumat. Sau să spun așa, dacă nu se fumează la tine în local, îți dau 20% reducere la impozitul sau la, nu știu ce, la impozite, da? În momentul ăla ar fi fost mai tentant. Deci o lege proastă? Da.
Pentru că, de fapt, este ca și legea antidrog sau legea... Amintiți-vă prohibiția în Statele Unite ale Americii. Când a fost prohibiția băgată, cea mai mare mafie era asta cu băutura. Cea mai mare afacere, da, era băutura cu alcoolul. Uitați-vă și acum cu țigările. Mai o chestie. Țigările sunt, ce sunt? Sunt prohibite, da? Țigările sunt afacere de stat. Cine reglementează prețurile în țigări? Da. Cine câștigă din accize? Cine stabilește prețul maxim reglementat? Asta cine lasă comerciantului 5-6% de la producător? Statul, care câștigă de aici. Credeți că statul este prost să piardă așa ceva? Atitudinea. Scuze-mă și atâna cu asta. E o directivă europeană care spune că trebuie să intrece fumatul. Noi am dat legea și ne gândim acum să spunem, bă, băieți, am dat această lege, dacă până acum se fuma 100%, acum o să se fumeze 180%. Deci n-am făcut, avem bani la buget, așa fac la momentul ăsta guvernanții noștri. Atitudinea statului și atitudinea în general în Uniunea Europeană este una foarte perfidă. Pe de o parte, îți interzicem fumatul. Dar hai să luăm pe partea cealaltă. Este același lucru cu interzicem importurilor de organisme modificate genetic. Este exact același lucru. Dar se cultivă în raș peste tot. Da? Se cultivă în Spania, se cultivă. Deci noi putem în România doar să cumpărăm produse de genul ăsta, dar nu putem să îl cultivăm. La fel și cu fumatul. Noi putem în spații speciale interzicem fumatul. Păi hai să interzicem țigările, oameni buni, dacă e până acolo. Ok, interzicem anumite tipuri de țigări și creăm o piață pentru altceva, substitut la țigări, dacă asta era ideea, nu? Adică cum vine asta? Doar fumatul. Și unde? Și cum? Și la ce oră? Și când? Mi se pare total nedrept. Dacă tu vrei statul să reglementezi ceva, vino și reglementează o piață. Și tu ai monopol de stat. Țigările sunt monopol de stat, ca și băuturile, da? Ca și aici. Păi dacă e monopol de stat, nu tu reglementezi totul? Corect. Nu tu-i dai amărâtul aia care... Dacă... Uitați-vă, dau exemplu. Ai un chioșc în care vine ala și spune, domnule, dați-mi o cola, dați-mi o sticlă de whisky, dați-mi o beare și un pachet de carpați. N-am carpați. Mulțumesc, la revedere. Așa se întâmplă. Deci dacă n-ai țigări, nu-ți cumpără nimeni nimica. Deci aici este problema. De ce? Pentru că noi nu avem o cultură, nu suntem civilizați, nu încercăm să învățăm ce înseamnă fumatul sau să educe altfel. Și cât de fain e acum să fumezi la 14 ani. Uitați-vă ce se întâmplă în liceu, unde copilul, elevul de clasa 9-10, nu are voie să fumeze, da? Ați văzut cumva un liceu în care nu se fumează? Păi ies în spate, merg în colț, merg la WC-uri și fumează, da? Când e interzis, fumatul toți fac asta. Da? Deci până la 18 ani, în mod normal, nu trebuie să lăsă să fumeze, da? Sau dacă audă taxul că fumează, zice, aoleo, că știe tata, da? Cum adică să nu fumez? Păi dacă mă bate, dar mai bine să mă bată și să fiu în grup, să fiu prieten, pentru că există găști, există grup în care spune, moșu, tu ce cauți? Ce nu fumezi? Păi ce cauți să stai cu mine la restaurant? Asta e din ciclu de făimarea, din ciclu amenzi usturătoare pentru vorbitul la telefon la volan, din ciclu lucruri care nu se vor sancționa probabil niciodată și vor fi doar mecanisme când au ei chef așa numai să se răzbune pe cineva. Dar din ciclu spunea la 112? Da. Da. Ne apropiem de finalul acestei întâlniri. Cu legătură sau fără legătură cu această chestiune legată de legea împotriva fumatului în spațiile publice, vedeam aseară un material legat de această întâlnire istorică între Papa Francisc și Patriarhul Rusiei Kiril, despre care se spunea, despre Patriarhul Rusiei, că în urmă cu câțiva ani a patronat, sigur, nu de unul singur, dar în calitate de cap al Bisericii Ortodoxe Ruse, o mare și profitabilă afacere pentru Biserica Ortodoxă Rusă de trafic cu țigări, vreo 5 miliarde de dolari. Așa că speranță multă, mă tem că nu este nici în domeniul ăsta. Deci, acum, nu vreau să fiu rău, zăcios, dar domnul Patriarh Kiril a intrat și el în rândul lumii acum, că se întâlnește și el cu Papa. Pentru că el era singurul care se întâlnise. Al nostru patriar se întâlnise, al bulgarului se întâlnise. I-a făcut o mare concesie, vă dați seama. E o întâlnire istorică despre care, fără îndoială, că vom discuta în zilele imediat următoare. Cele două ore, da? Mulțumesc, mulțumesc despre foarte tămâi, mult. Despre tămâie și lumânări n-a spus nimic? Și asta este o întreagă poveste. Poate avem ocazia să vorbim. Sorin Manea, Adrian Macarie, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere absolut excepțională. Mulțumesc că ați venit și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Toate cele bune.